Sărut mâna și bună seara, dragi prieteni! Vă salut pe toți cei care de la această oră urmăriți o nouă ediție a emisiunii Salvați Steaua. Avem o ediție cu totul specială după victoria 3-1, o victorie colosală în campionat. 3-1 astăzi, o victorie împotriva unei echipe care a făcut furor la un moment dat 0-0 cu Juventus Torino în cupele europene. Se spunea la un moment dat chiar că a fost un blat între Gheorghe Ștefan și conducătorii Moggi de la Juventus. 0-0-1-1. De fapt, acestea au fost rezultatele după care Ceahlăul a fost eliminată de Juventus Torino. Ei bine, am câștigat cu 3-1, o victorie clară, părerea mea mai clară decât o arată scorul. Și bineînțeles, acesta este subiectul emisiunii. Am să vă ofer linkul să-mi spuneți jucătorul meciului, ce v-a plăcut cel mai mult astăzi după această victorie cu 3-1. O părere despre faptul că iar s-a jucat acest meci cu casa închisă. Am înțeles că au fost foarte mulți tineri care au fugit de la școală efectiv. Diriginții au făcut un apel la Ministerul Învățământului să nu se mai programeze meciurile joia după amiaza, eventual să se pună noaptea târziu, după 11 noaptea, pentru că toți elevii de la liceele din cartier au fugit de la ore ca să ajungă la stadion, însă acolo pur și simplu s-au lovit de o mare problemă pe care au întâlnit-o. Nu mai era loc pe stadion. Adică cei de la STB au făcut, chiar au demonstrat în această seară, pentru că și ei sunt nemulțumiți că nu își pot face treaba. Traficul a fost oprit în tot cartierul militar, în drumul Taberei, în Crângaș, în toate zonele, până în Rahova. Nimic nu s-a mai mișcat. A fost un fel de seism de 7 grade. Pur și simplu s-a cutremurat pământul. Ropotele de reacțiile după goluri, vuietul creat de stadion la fiecare din cele 3 goluri i-a determinat pe cei din blocurile apropiate să dea telefon la 112 și să ceară intervenția medicilor, pentru că au crezut că au venit bombardamentele peste ei, se cutremurau blocurile, au sunat la 112 să ceară ajutorul, că e cutremur la ei în casă, dar de unde? Era meci în Ghencea și pe un stadion care efectiv a erupt la cele 3 goluri, vuietul a mișcat blocurile. Uite așa făceau blocurile, uite așa făceau blocurile din Ghencea de acolo, se mișcau blocurile, ceva incredibil. Ne bucurăm tare mult de acest succes. O să ofer linkul. Deja Alex Eli a intrat. Întrebări, pentru că v-am spus, vreau să fim de fiecare dată pozitivi. Vreau să fim în așa fel încât să transmitem un mesaj de bucurie, mai ales că a început vacanța, copiii, chiar cred că de asta a fost stadionul mai mult decât de obicei plin. De obicei stadionul Steaua e plin la fiecare meci. Astăzi însă, Doamne, este ceva ce s-a întâmplat astăzi. Eu abia am ajuns aici acasă. Deci abia am ajuns acasă, de-aia am și zis, am vorbit cu liderul galeriei, bă, hai să intrăm la 10. Și l-am sunat după drum, n-am cum să ajung. Deci exact ca în vremurile bune, după meci, toți cu steaguri, cu drapele, cu fulare, cu s-au oprit toți la drumețul, s-a mers pe jos. Eu de unde stau, din Ghencea până acasă, cu mașina fac 40, vă dați seama, de-aia nici n-am putut să ajung la ora 22 să fac emisiunea, pentru că s-a jucat meciul după amiaza, s-a terminat, dar n-avea cum să ajunge acasă. Deci, STB-ul, scandal mare, diriginții de la licee înnebuniți că au fugit toți acasă, de fapt eu am spus că se duc acasă, au mers la stadion, poliția nu a făcut față, trupele de jandarmi, antitero, toți mobilizați, dacă venea un război, Doamne ferește, în țară, n-avea cine să ne apere țara, pentru că erau toți în Ghencea, să-i oprească, să stăvilească iureșul către stadion, la ceea ce s-a întâmplat astăzi. Dumnezeule, incredibil. O să vă rog să comentați și spuneam, trebuie să fim pozitivi. Ce gol, dragi prieteni, a fost cel mai frumos? Pentru că la ora asta se joacă meciul în Europa League și în Conference League. Eu nu cred. Eu de când m-am născut, de 55 de ani și 3 zile, eu n-am văzut goluri ca astăzi. Băi, băiatule, Ronaldo, dacă se uită, vai de capul meu. Deci nu, este ceva, o emisiune edite specială. O să vă rog,
intrați pe acel link, ce gol v-a plăcut cel mai mult, cât de valoroși sunt jucătorii după aceste goluri, dacă s-a trecut de 10 milioane fiecare, părea mea că e puțin 10 milioane, n-ai cum să nu iei 20, ăștia-s ca sârbii, ce s-a întâmplat astăzi, golul meciului, jucătorul meciului, da? Și ce vă place vouă cel mai mult, plus vreau să vă întreb dacă voi vă uitați la meciuri în Turcia, pe Ali Samien, Galatasaray, ați văzut Galatasaray cu Bayern München? Păi să ia lecții, mă. Nu, tu la Istanbul nu ne mai dau voie cu torțe, cu fumigene. Aici, ceea ce a fost astăzi, mamă, incredibil. Mi se furnică pielea. Păcat că nu poate camera asta amărâta mea de pe laptop să vadă cum se furnică pielea mea când mă gândesc. Vai, ce execuți, ce... Ca să nu mai zic de antrenor. Bă, frate, antrenor impecabil, se vede. Mare, mare de tot. Nici nu știu dacă mai stă mult în țară. Eu nu știu dacă mai stă mult în țară asta. Nu, eu nu cred. Eu nici până la iarnă pleacă. N-are cum. Deci am văzut o listă de echipe. Brighton nu mai merge bine. Brighton nu mai merge bine. Sunt slab. PAOK a luat gol acum. E pe listă la PAOK Salonic, în locul lui Răzvan Lucescu. Da, s-au săturat aia de Răzvan. Vor să-l ia acum după victoria asta cu 3-1 de azi. Sunt câteva echipe. Olympique Marseille îl mai încearcă un pic, pe Gattuso, să vadă dacă rămâne Gattuso sau nu. De ani nu au făcut contract până la an. I-au făcut pe 2 luni. Adică, stai puțin că e în România o echipă senzație acolo, un băiat fantastic, licență pro. Victoria de astăzi cu 3-1 l-a reconfirmat în top. E top. Alex Eli. Intrăm în legătură directă cu Alex Eli, unul dintre suporteri. Alex, golul meciului. Seara bună. E greu să, dintre cele trei, sigur, acum iartă-mă că încep cu ce e mai greu. Care ți-a părut ție golul meciului? Ce îți place cel mai mult? Și te rog să-mi formești de atmosfera incendiară. Da, pot să zic că n-am mai văzut așa de pe vremea când dădeau liber la permisie să vină toată lumea pe stadion, dacă ți-amintești. Da, acolo unitatea militară și cine era la unitatea militară mergea și pe stadion, că așa era. Da, nu, da. Incredibil, doi oameni pe un loc, n-ai, și cum ai zis tu, un spectacol care, nu știu, nici ăla din teren... Vedeți, m-a jurat oamenii ăștia, cât au jurat faptul că un stadion se construiește cu scări de acces, că n-avea unde să mai stea săracii. Dar cred nu, că, îi înțelegi, ne luăm o amendă pentru faptul că n-au lăsat locurile libere pentru scări în caz de Doamne ferește, mamă. Da. Da, nu. Adevărul e că, uite, acum se vede într-adevăr unde este steaua, se vede unde sunt suporterii. Nu mai avem ce să mai spunem. Chiar nu mai avem ce să spun. A venit decizia asta și n-ai văzut ce a adunat pe toți. Da. Chiar pe toți. Păi să știi că decizia cu palmaresul a influențat. Adică eu cred ce de la 30, ce au fost azi, cred că 35 au fost. Au fost 35 de mii, zic. Cel puțin pe unde? Eu cred că au sărit. Eu cred că au sărit. Gardurile, tot. Adică a fost ceva... Deci au fost 35 într-o notă mai așa, mai funny, mai puțin funny. E clar că e o problemă acolo. E clar că e o problemă și nu prea văd cum o să o rezolve ei prea curând. Dar da, frumos, cu ajutorul nostru, lor, cu ajutorul nostru, lor. Cu ajutorul fanilor, o să chiar ai fost la meci? Cum să nu? Mi-am luat cei mai buni prieteni, apropiați toți, m-am învoit de la muncă, știi cum e, că steaua e una, trebuie să o iubim. Trebuie să o iubim. Una singură este, corect? Păi cine spune una altceva singură. E un prost. Cine spune altceva, zic eu, e un prost cine crede că sunt două echipe steaua. Una singură e. Oameni buni, una singură este. Corect. Și acum s-a văzut, ați văzut și voi. 36 de oameni câți au fost pe stadion, 36 de mii, pardon. Da, ai grijă că nu se supere cineva. Corect. Răzvan Corbu, vreau să văd că ești tu, că nu știu, a conectat Răzvan Corbu. Dă-mă o secundă, mă întorc și imediat, că țipă ai copiii mei, imediat ai ce sunt. Te rog. Răzvan, incredibil. Deci incredibil așa ceva. Ce victorie, ce atmosferă. Da, au fost aproape 40.000 astăzi. Nu aveau loc, n-ai văzut, stăteau și pe garduri, agățați cum erau pe timpuri. Nu prea am văzut, știi de ce? Televiziunea a avut interzis să arate aceste imagini, pentru că exista riscul, văzând părinții ce se întâmplă acolo, dacă dădeau stop cadru, prim plan, zoom,
pe cei care erau pe nocturnă și pe garduri și pe acoperiș. Ai văzut, bă, băiatule, pe acoperișul stadionului, mă, să stai? Cum o să stai pe acolo? Dar nu știu cum au ajuns. Nu știu, incredibil, păscări. Deci dacă te dau imagini, părinții erau îngroziți și cred că era mare deranj. Bine că n-au dat imagini, că n-au avut voie. Da? Ce să... Da. Ce să le zicem? Au avut foarte mulți, mamă, după decizie că au rămas, au rămas cu palmaresul din 1947. Ce? Da, 47 că ei CSU au... Genială ideea, genială ideea aceea să-l invii să dea lovitura de începere pe cel care a înființat clubul în 47 din respect pentru palmares. Foarte tare, bravo marketingului. Fenomenal, fenomenal gest. Bravo. Vezi, bă, cine e Steaua? Asta e Steaua, bă, unde sunt suporterii mulți. Ați văzut astăseară? Acolo este Steaua. Ce ați văzut astăzi este demonstrația că suporterii sunt acolo unde e Steaua. Astăzi s-a demonstrat. Bravo, bă. Păi nu, bravo, ce ați făcut voi astăzi a fost demonstrație că aia e Steaua, mă. Da? Deci asta este Steaua. Ce ați văzut astăzi seară toți cei care v-ați uitat la meci cu inima cât un purice de emoție și cu bucuria. Cred că v-ați rupt, efectiv, v-ați rupt cămășile după voi, tricourile în momentul fiecărui gol. N-amă, suntem Steaua, mă. Uite-mă că suntem Steaua. 3-1 le-am dat la moldoveni. 3-1 le-am dat, băi, am călcat în picioare. Și am demonstrat astăzi că suntem Steaua, mă. Unde sunt suporterii milioane și zeci de mii pe stadion cu 3 ore înainte. Asta e Steaua. Asta e Steaua, Răzvan. S-a văzut astăzi, seară, s-a văzut cine e Steaua cu adevărat. Nu? Da, asta a fost Steaua, asta seară. Stadionul plin. Asta este, bravo lor. Eu știam de mult cine Steaua cu adevărat. Așa că astăzi a fost doar să-mi confirme când au fost 40 exact. De oameni. Azi a fost confirmarea cine este Steaua. Și mă bucur că ne-au demonstrat-o ei astăzi. Azi ne-au demonstrat că ei sunt Steaua. Înțelegeți? Uite, o să iau legătura acum cu Gheorghe Mustață. Imediat, o secundă, Răzvan, că am o surpriză. Vreau să-l întreb pe Gheorghe Mustață cum s-a simțit. Te salut, Gigi! Nu știu dacă ai văzut live-ul, dar eu am început așa. Astăzi e o ediție specială și dăm voie un minut doar să zic ce s-a întâmplat pe canalul de YouTube. Astăzi seară vorbim, este ediție specială, cu emoție, cu bucurie. Eu n-am mai văzut de când m-am născut eu în 68, acum 55 de ani și 3 zile, n-am văzut ce s-a întâmplat azi. Astăzi, bă, s-a demonstrat cine e Steaua. Bă, dacă toți diriginții din cartier au nebunit că le-au fugit tinerii de la liceu, STB-ul n-a putut să meargă până la capătul tramvaiului, jandarmii și polițiștii toți mobilizați la meci, dacă venea războiul, Doamne ferește, n-avea cine să ne apere țara, erau toți acolo. Astăzi s-a demonstrat cine e adevărata Steaua. Ce am văzut noi astăzi în Ghencea, cu tremurător, goluri, spectacol, 3 goluri, echipă care a salutat stadionul. N-am crezut. Cea mai bună demonstrație după victoria asta cu palmaresul, s-a demonstrat cine e Steaua. Bravo lor, au demonstrat astăzi că e Steaua. Cum te simți, Gheorghe Mustață? Gabi, mă simt extraordinar de emoționat. Da. Pe cuvântul meu, sunt emoționat până la lacrimi. Este că eu am plâns, sincer, am plâns de bucuria lor, mă, de bucuria lor că ne-au demonstrat, mă, până la urmă. Demonstrat care este Steaua. Da, bravo, corect. Din punctul meu de vedere, nu vreau să fiu ironic, dar trebuie să fiu subiectiv. Și să spun așa. Te rog. Mâine, pe canalul meu de YouTube, la ora 12, îi voi da un răspuns clar, cu subiect și predicat, și domnului Balint, și domnului Pițurcă, și idolul meu, îi voi da și lui replică. Îi voi spune cam despre ce este vorba, domnului Lăcătuș. Mâine ora 12, pe canalul de YouTube, cum se numește canalul de YouTube? Să știe toată lumea. Gheorghe Mustață sau Mustață Gheorghe. Știe toată lumea. Bun. Îi voi da mâine, le voi da celor 3 foste glorii
foste glorii, repet, și îmi pare rău să o spun, nu știu, parcă nu vine să o spun, dar astăzi stăteam așa și mă gândeam împreună cu niște prieteni de-ai mei și gândeam cu toții și spuneam, băi, acești oameni care în urmă cu niște zeci de ani fugeam de la școală, ne bătea miliția, că ne dădea bastoane, mergeam pe tampoanele tramvaielor pentru ei. Și singurul care a pus ceva astăzi un pic așa mai ocolite, și ei sunt steliști, dar au preferat FCSB-ul, ca să fiu puțin mai concret, Gavrilă Petre Balint, nu? Gavrilă Pele Balint. Da? Da? Și să vii să spui lucrurile astea, ceea ce mâine îi voi da răspunsul și domnului Balint, pe ce a vorbit în seara asta să nu fii jignesc, cu cei doi, cei mai mari ziariști din epoca de aur, cu cei mai mari scriitori, poeți, prozatori, poeți, dar mai bine decât să le spui poeți, mai bine le spui împăiați. Sau epoleți. Naum și Rădulescu. Așa? Naum și Rădulescu. Îți dai seama atât de înverșunat era Naum, încât i-a crescut barba pe loc. Și lui Rădulescu ăla, bine, Naum e cu Dinamo. Și lui Rădulescu ăla, care vorbea el de palmarese și vorbea el de vai de mine, că i s-a făcut gușa ca la curcanie aia. Știi, mai are și strungăreața aia. La un moment dat i-a făcut ăștia o poză, ziceai că-i păpușa ceachi. Să vii să vorbești tu, să vorbești de Steaua, să vorbești de echipa înființată și să-i dai lui Balint, așa, știi? Vezi, Doamne, i-a aruncat mingea la fileu el. Știi, îl făcea pe Balin să vorbească, dar mâine îi voi da eu un răspuns și îl voi ruga pe Gavrilă Pele Balint, dacă are curaj și are bărbăție și retine ce spun acum și are bărbăție pe ce a vorbit în seara asta la cel mai mare reporter după pământul ăsta, Naum. Da? Și când spun, Naum, bine, că în afară de faptul că poartă pantalonii până la glezne și pantofii până la gambe, îi vreau să-i spun așa, dacă are curaj și bărbăție și vorbește despre generalii care spune el că el n-a semnat, pentru că eu mâine voi scoate în evidență actul unde au semnat toți generalii, și el spune că nu știe, mâine îi fac o propunere publică domnului Gavrilă Pele Balint, să vedem dacă o pune în acțiune. Mâine îi fac o propunere. Dar ce a zis? Eu n-am văzut, dar, sincer. Deci a zis Gabi Balint ceva la Digi astă seară, nu? Astă seară, Gavrilă Pele Balint, fostă glorie a clubului sportiv al Armatei, idolul nostru, al tuturor steliștilor, a spus un lucru pe care mâine nu vreau să-l spun la tine. Da, îl vei desfința mâine prin ce vei face, prin ce vei arăta. Înțeleg. Dar mâine vedem dacă are bărbăție domnul Gavrilă Pele Balint, dacă are bărbăție și vrea să le arate tuturor suporterilor, bine, nu spunem tuturor suporterilor ăia de astăzi 17, 18 care au fost pe stadion,
tuturor milioanelor de suporteri adevărați care ține cu Steaua. Ce au făcut ei acum și prin sentința asta, vă spun eu ce s-a întâmplat. Au întărătat toți suporterii să vină alături de echipa asta care a continuat activitatea fostei secții de fotbal din 47. Simți că acum vin și mai mult și cu și mai mare dorință vin alături de tine și de echipă? Simți asta? Gabi, îți spun la tine, n-am vrut să ți-o spun, dar o spun că trebuie să spun și ție, o spun la tine în premieră. Eu, pe toate grupurile, și acolo vorbim de zeci de mii de oameni, reține, sunt grupuri de zeci de mii de oameni, adică grup de 23.000, grup de 24.000, grup de 16.000, grup de 5.000. Sunt grupuri pe care eu acolo am aruncat și am spus, domne, cred că după o chestie de genul ăsta a venit timpul să mă gândesc foarte bine. Exact asta am spus. Răspunsul a fost așa. Majorității suporterilor, mustață, acum te rugăm, nu face pas înapoi, suntem lângă tine mai mult cu trup și suflet decât am fost până acum. Majoritatea suporterilor i-au întărâtat mai mult decât credeam. Iar faptul că niciodată din București, și o spun în premieră, mai scap și câte una la tine, că n-am ce să fac, ești prietenul meu și tu cu mine de atâția ani de zile am muncit să facem ce am făcut eu. Corect. Reține, niciodată din București, poate să spun niciodată de când sunt eu, că pe timpul lui Jean se mergea. Niciodată din București n-am plecat mai mult de 3-400 la Ploiești. În momentul ăsta, ceea ce spun eu ție, plecăm din București. La momentul ăsta. Da. Spun la momentul ăsta. Ce am plătit până în momentul ăsta. Două autocare plus 100 de mașini. Spun 100 de mașini mici, da? Niciodată n-am plecat mai mulți de când am venit eu acasă la Ploiești. Am plecat 150, am plecat 200. Din momentul ceea ce spun eu ție aici, plecăm peste 500 de oameni numai din București, ca să înțelegi. Mamă. Și am cerințe de bilete din afara Bucureștiului peste 500. Da? Cu tot cu membrii cotizanți. Deci în afara celor 500 din București, încă 500 din țară solicitări. Peste 500 solicitări. Da. Adică am dat suporterii pe chestia asta și sunt lucruri pe care oamenii nu le înțeleg. Și, de fapt, nu oamenii nu le înțeleg. Acești oameni nu le înțeleg. Că, de fapt, nu poți să le mai schimbi mentalitatea oamenilor. Și vreau să-i mulțumesc pe această cale, poate să asculte emisiunea ta sau este la tine în emisiune, și să-i spun domnului Sergio Lopez că este unul dintre cei mai buni ziariști, ascuns și cerebral, e foarte bun omul ceea ce face. Deci mâine voi arăta imagini de pe stadionul Ghencea. Și ca să vezi că și e ultima care ți-o spun, da. E ultima. Da. Poate să se supere toți suporterii pe mine, poate să se supere, poate să fie necășiți. Eu, Mustață Gheorghe, începând în momentul ăsta, ceea ce vorbesc la tine, reține, am vrut să o spun la mine direct pe live. Direct, eu, să o spun eu. Dar ținând cont de faptul că tu ești prietenul meu și că tu ne-ai ajutat pe noi să se afle mass media, ai fost alături de noi
Vreau să spun decât un singur lucru. Te rog, mulțumesc. Eu, Mustafa, începând de astăzi, eu voi îmi voi călca pe Orgoliu și îl voi suna pe Gigi Becali să facă un singur lucru. Nu mai vreau înghencea. Stop! Pentru ce să le băgăm noi bani să trăiască ei, să supraviețuiască? Lasă piardă! Nu! Să mă ducă să joc la Târgoviște, să mă ducă la... Unde vor, unde vor ei? Înghencea nu mai vreau. Stop! Da? Să se supere cine vrea, cum nu vrea, orice suporter, cum vrea. Pentru că eu nu am ajuns, noi, datorită nouă, au câștigat 100 și ceva de mii de euro ca ei să trăiască. Nu! Să meargă cum au fost astăzi, aproape 250 de suporteri pe tot stadionul. Mâine voi prezenta imagini cu tot ce s-a întâmplat, pentru că eu am avut niște prieteni de-ai mei pe acolo și s-au uitat și au văzut prieteni de-ai mei. În ce sens? În sensul că ei țin cu ce se ia. A, și mi-au trimis și mie. Da. De acolo. Da. Și au spus, frate, mă sucesc. Mă așa sucesc că n-am încotro. Pe puțin, așa au spus că se sucesc? La ce au văzut azi? Păi, au câștigat palmares. Așa multă lume a fost, încât domnul Balint în seara asta, săracul, n-a avut ce să mai facă și îți dai seama, n-a avut să arunce un ac între suporteri. Cât de mulți erau astăzi. Veniți să spuneți, veniți voi să dați lecții de moralitate suporterilor care au stat și au încurajat echipa asta de zeci de ani de zile. Băi, Gabi, vreau să spun ceva și să nu uit lucrul ăsta. Te rog. Zeci de ani de zile, spun. Zeci de ani. N-ai cum să-i schimbi mentalitatea unui suporter. Să-i o schimbi tu, că ai cumpărat astăzi un BMW. Mâine l-ai vândut. Următorul l-a vândut mai departe. Și vine ăla la altul și spune, stai puțin că ți-am vândut decât o caroserie, ți-am vândut două roți și mie trebuie să-mi dai motorul înapoi. Nu există așa ceva pe pământul ăsta. Ceea ce s-a întâmplat acum. Citiți-l pe Sergio Lopez. Rețineți, citiți-l pe Sergio Lopez. În afară de faptul că acest om scrie bombă nucleară, fraților, nu puteți da înapoi suporterii care au venit pe această echipă sau au venit după această echipă. Și reține un singur lucru, că asta vreau să punctez foarte mult, Gabi. Fostele glorii, mă refer la Balint, mă refer la Pițurcă, mă refer la Lăcătuș. Ei mai iubiți oameni. Faceți un sondaj. Fără suporterii noștri, a Stelei, ăia de-a Liga I, să vedeți de cine mai sunt iubiți. Să vedeți, pentru că ei nu se gândesc la ei, la suporterii și la masa mare de suporteri. Se gândesc suporterii FCSB. Nu, bă, noi nu suntem suporterii FCSB, mă, noi suntem suporterii Stelei. Ăia care vă suiați voi pe garduri când dădeați goluri. Noi suntem ăia, mă. Noi suntem Peluza Nord, creată și o spun cu mâna pe suflet, da? Creată și nu mi-e rușine să spun. Creată de Jean Pavel. Da? Creată de Jean Pavel. Noi suntem ăia care vă suiați pe garduri la Peluza Nord, nu la Sud. Că nu exista Sud după pe timpurile alea. Da? Și atunci, voi subestimați suporterii, masa mare de suporteri, voi subestimați? Da, mă, eu înțeleg. Sunteți de acord? Suntem de acord să vă iubească 17 da? Care au fost azi. Că a bătut Steaua cu 3-1, cică. Și voi nu vă gândiți la suporterii adevărați, suporterii Stelei, care umplea stadionul la Ghencea. Umplea stadionul Ghencea, indiferent cu cine jucai. Că jucai cu Piatra Neamțu, că jucai cu Foresta, că jucai cu Dâlga, că jucai cu cine vrei tu.
acel stadion era full non-stop, chiar dacă nu era full, 15-20 de mii exista pe stadionul ăla. Și acum să ajunge să jucați cu 10 suporteri, 20 de suporteri, cu 70 de suporteri, cu 100 de suporteri. Și voi veniți să spuneți că aveți palmares? Luați-l! Că știi bine că am spus, Gabi, lucrurile astea. Luați-l! Dar nu puteți să luați masa mare de suporteri. În viața voastră nu puteți să o luați. Masa de suporteri steliști, care știu ce înseamnă Steaua. Știu unde au crescut lângă clubul ăsta, lângă Steaua. Nu să veniți voi acum să spuneți printr-o hotărâre, că neinteresantă pentru noi hotărârea aia. Pentru toți suporterii. Și mă bucur că s-a dat sentința asta, pentru că i-a întărătat pe toți suporterii. Să vină să-și dea, să-și uite trecutul. Cum poți să-i spui tu unui suporter să-și uite trecutul? Că eu nu pot să mă uit trecutul. Tu nu poți să-ți uiți trecutul. Tu poți să-ți uiți trecutul că ai fost crainic pe Ghencea? Nu, niciodată. Vorba lui Adrian Ilie. Vorba lui Adrian Ilie. Bei un șpriț și l-ai uitat. Nu merge. Să vii să spui, auzi, astăzi, mâine îi voi da replica domnului Gavrilă Pele Balint. Îi voi da replica. Să vedem, are curaj să se hame cu mine? Pe vorba lui care a spus-o. Astăzi seara a spus un lucru de mi-a ridicat mingea la fileu. Și mâine îl invit în numele a milioanelor de suporteri. Nu în numele a 14 suporteri. În numele a milioane de suporteri. Reține. Are curaj dacă vrea și să înhamă. Dacă vrei să te înhami, te înhami la ceea ce spun eu mâine și la întrebarea care ți-o pun eu mâine și la lucrurile pe care le avem în comun, dacă vreți, domnul Gavrilă Pele Balint, să demonstrăm că dumneavoastră sunteți unul din fostele glorii care, într-adevăr, vă doriți să se afle adevărul. Și poate cine știe, îl păcăliți puțin, că astăzi am auzit că, de fapt, ieri, domnul Marius Lăcătuș a spus că el, într-adevăr, nu, el a fost președinte și antrenor, că atunci era Steaua. Păi, domnul Lăcătuș, nu vă supărați, idolul meu, parcă a spus că Steaua a fost curată. Unde ați mai fost președinte și antrenor? Unde? Că n-aveți cum să spuneți că ați mai fost antrenor și manager. Președinte. Nu ai cum să mai vii să spui asta, domnule Lăcătuș. A, numai când ai fost dumneata antrenor și alea era Steaua. Păi tata, era după 2003. Nu era după 2003? Când a preluat Gigi Steaua? Domnul Dumitrescu, nu vă supărați, Ilie Dumitrescu. Există un interviu când erați antrenor și când v-ați dat demisia de la Steaua, parcă a spus așa: opriți-vă, nu puteți să-i luați la nimeni, nu puteți să-i luați Gigi Becali echipa. Acum, ce facem? Ce facem? Vă bateți cu cuvintele între voi? Ce facem? Eu nu-i jignesc, pentru că nu-mi permit. Eu, Mustață Gheorghe, împreună cu milioanele alea de suporteri, îi respectăm. Îi respectăm, dar e mai greu să-i mai iubim. E mai greu să-i mai iubim pe ceea ce fac ei din cauza dușmăniei care o au pe Gigi. Ei nu se gândesc. Am înțeles acum că nu știu cine mi-a trimis Căpițur că vrea să investească. Când veți vedea voi bani de la Pițurcă, așa, băi, reține ce spun, că cu mine nu, eu știu ce vorbesc. Când de acestea au bani de la Pițurcă, fără să-și pună condițiile lui, cum i-a făcut lui Mititelu, cum a făcut la echipa națională, cum a făcut lui Gigi, asta înseamnă că suntem nebuni cu toți. Pițurcă e cel mai șmecher la contracte și când pune clauze și când face și când rege, v-ați nenorocit cu toți. Deci nu-l vezi să investească la CSA? Ba da, poate să investească Pițurcă, vă spun eu, o pereche de ciorapi, vă spun eu,
niște mașini de alea de, cum îi spune, de vitange, vitange de alea. Știi? Da. Ce să tragă de acolo? Pițurcă, pierde pițurcă vreodată în viața lui bani? Ați văzut voi pe pițurcă să pierdă bani? Ce aveți, mă, băi Gabi? Arată-mi tu mie. Spune-mi tu mie când vreodată a pierdut pițurcă bani prin contractele pe care le-a făcut cu Mititelu. La... Avea de încasă pe 5.000. La rulet? Pe Gigi. Da. Bă, pe Gigi. L-a rupt. Pe ăla, l-a rupt. Pe echipa națională. Ca să plece de la... Ca să plece de la echipa națională, a încasat vreo 500.000. Sau mult mai mult. Ce aveți, mă, fraților? Când vreodată să pierdă pițurcă bani? Vorba lui Balint astăzi. Pe eu să bag bani? Pe veniți, mă, și măcați bani. N-ați spus că aveți bani? Că dacă am banii lui Messi sau lui Ronaldo, o băgam. Sau lui Neymar. Pe ce faceți, mă, acum? Nu mai vreți, mă, să iau? Luați-o, mă. Ați luat-o, luați-o. Luați și Palmares. Ăla care, de fapt, l-ați muncit. Ei au muncit pentru Palmaresul ăsta, să fim corecți. Aduceți Steaua. Văd că aveți femeia de serviciu, angajatul de la magazie și încă vreo 17 inci. Ia aveți pe acolo. Ăia de la World Boys ăia, sau cum îi cheamă pe ăia, ăia lui Horia Enache ăla, erau 6 inci. Îți dau mâine le prezint imagini. 7 inci și unul săracu, vai de soarta lor, și stăteau în fața. Nu mai puteam steagul pe gard dacă eram 5-5. Cu stadionul gol și să pun steagul pe gard. Păi înseamnă că făceam epilepsie. Păi ce aveți, mă, fraților? Nu vedeți, mă, că sunteți penibili? Mâine mă ocup de voi. Mâine mă ocup. Și vă arăt cu imagini frumos pe YouTube. Frumos, vă arăt ce bine erați. Mulți rău de tot ați umplut stadionul. Păi numai eu dacă mă supăr, numai eu dacă mă supăr și fac o, numai, când fac ziua mea, dacă fii atent ce spun, când fac ziua mea am 700-1000 de persoane la ziua mea. Tu realizezi? Eu pe 13, pe ziua, de ziua mea, nu-ți vorbesc, la mijloc ți-arăt imagini. De ziua mea, eu am avut vreo 1000 ceva de oameni la mine la ziua mea. Da. Cât e ăștia de 5 ori pe stadion? Ești nebun? Și ăștia vin să-mi spună mie că aia este aia? Doamne Dumnezeule! Vorba lui ăsta, lui cum îi zice, lui Adi Popa. Asta este aia. Păi băi Adi Popa, băi Adiță, bă băiatule, băi nu mă face că mă scap, bă, dar mă scap pe YouTube ca să fie la mine. Nu mă face că spun, nu mă face că spun, spun pe cine mi l-ai dat, auzi, domnule, mi-a spus mie ăla că asta este Steaua. Băi, Adi Popa, ce-ai mă, tată, ușor, că ți-am spus eu, prostie e mai mare ca tine, că tu ești mic. Că n-am cum să-i mai las, trebuie să le dau răspunsuri, nu-i jignesc, nu-i nimic, mai ales pe Plăcătuși, pe Pițurcă, pe Bari, nu o să jignesc niciodată în viața mea, cu toate, nu mai sunt atât de apreciați în rândul suporterilor, în masa mare. A, poate e pe la ei acolo, unde sunt ei 3-400. Dar astăzi au fost vreo 78 toți. Sau 69, știi tu. Da. 69, cred că le place 69-le. Da? Și mai tag, mai... Da, uleu, marți au... Uite, mă apuc așa, parcă zici că mă apuc... De marți încolo văd ei cam cum stau ei, știi, că mai au ei de-alea cu cântecele, cu sifoanele. Păi vă cântați de voi, mă, firațăi, Doamne, iartă-mă, că marți aveți instanță. Și marți vă scot toate declarațiile, ca să vedeți cum e nenorociți pe aia de la Dinamo. Și vorbiți de prăduitori, și vorbiți de sifoane. Eu am exclus din peluză, tot. Și voi, fondatorul vostru, e numărul unu acolo. Dar nu mai că după aia iar vorbesc mai mult. Hai să da, intrăm înapoi, da, că da. Am notat 3 pagini a 4 tot ce ai zis, senzațional discurs. Notează ce vrei tu și dacă mâine când îi face o propunere eu lui Gavrilă Pele Balint pe ce a vorbit în seara asta și într-adevăr domnul Gavrilă Pele Balint are sângele în instalație și vrea într-adevăr să afle adevărul pentru toți,
și pentru generalii aia care a zis el că el n-a fost acolo, ăla n-a fost acolo, ăla altul nu știu unde a fost. Și că domnul Gațu a zis că au fost toți. Bă, spun eu, toți ați semnat până ați rupt mâinile în două. Deci, practic, da? Practic, asta a fost tare ce a zis Gabi astăzi, că nu au semnat generalii pe acele hârtii. Asta a zis. Nu? Înțeleg. El n-a văzut nicio hârtie. Dacă n-a văzut nicio hârtie. Păi, da. Mâine eu arăt eu. Da. Mâine eu arăt eu cum au semnat toți generalii, să vedem. Și mâine îi fac o propunere. Eu. Mâine îi fac o propunere. Și o propunere frumoasă, elegantă, să vedem cât de cerebral și cât de corecți sunt ei. Acum! Acum vreau să-i văd. Eu îi fac o propunere frumoasă. Îi fac propunerea la ce? De fapt, îi fac propunerea la ce a spus el. Că el a spus, domne, niște chestii. Domne, dar până la urmă, domnul Gațu a spus că au fost toți, nu știu cum, nu domnul Gavrilă Pele Balint. Noi vă facem o propunere, dacă tot vreți să aflați adevărul. Mâine aveți propunerea numărul 1, o aveți de la mine. Să vedem cât de puternic sunteți și arătați suporterilor că-s de la CSA, că-s de steliști adevărați, că noi suntem suporterii aia, masa mare. Nu ăia 14 care îi aveți acolo. Da? Și veniți mâine. Mâine dați-mi un răspuns. Tot public, puteți să-l dați. Că e propunerea mea. Și poate ăla cu pantalonii până la gleznă. Și cu ăla altul care zic că e curcan. Ai înțeles? De la Rapid și cu ăla de la Dinamo. Nu le mai spune. Va da în direct. Va da și... Și are, ăla are pantaloni, l-ai văzut cum merge pe stradă, pe eu l-am văzut. Are pantaloni mai sus de gleznă. Și poartă pantofi cu glezne sus. Păi, eu unde ai văzut așa ceva? Și după aia vii la televizor și decât să vadă decât brâu. Cravata și capul. Eu, adevărat, eu nu vorbesc lucruri care mă bag în seamă. Și dacă au curat, să-i propună ceea ce spun eu. Mâine. Să vedem dacă are curaj, domnul Gavrilă Pele Balint. Domnul Lăcătuș, să vedem dacă are curaj. Dacă au curaj, eu le pun o hârtie în mână și să facă ce... Cu el la drum. Să arate milioanele de suporteri, pentru că ei, la momentul ăsta, ceea ce spun eu, Gabi, ei sunt respectați. Nu mai sunt iubiți cum erau odată. Reține! Ei sunt doar respectați, așa că îi respectă suporterii, că sunt fostele glorii. Dar iubiți nu mai sunt. Da. Dă milioanele alea. Și eu de foarte multe ori, toți care îi înjură pe Facebook sau pe TikTok sau pe alea, eu le dau sterge postarea. Da. Indiferent. Care respectul trebuie să fie respectul. Adică postările care îi jignesc, vrei să le șteargă suporterii. Da, da, nu accept asta. Da. Pentru că ai zis ceva. Păi tu vii și spui nouă lăcătușa la altă ieri, pe post la ăsta cu ciorapii până la glezne. Și vii și ne spui nouă, tu, lăcătuș, că tu ai fost antrenor și președinte. Păi în ce an mai fost? În ce an? N-ai fost tot pe timpul lui Gigi? Când Gigi a preluat Expo în 2003? Sau am uitat așa, uităm aceea sau suntem când vrem noi? Nu, mă, Marius, tu n-ai fost niciodată pe hotărârea asta judecătorească, tu n-ai fost niciodată antrenor la Steaua. Nici președinte, nici nimic n-ai fost. Asumă-ți-o. Nu că tu vii, noi, Sergiu de Palmares, aduceți banii lui Gigi înapoi. Despre asta vorbim. Și acum veniți voi, domn, acte neregulă. Nu, mă, nu sunt neregulă. E butonul mai apăsat, mai puternic ca al ăsta. Că cu statul nu te joci. Da? Ceea ce și știi foarte bine că înainte de sentință și foarte bine că i-a spus cu o lună și ceva înainte. Gabi, nu mai mă interesează. Pentru că avem și eu așa niște... Știi cum e? Ca voi, ca la presă. Am surse. Da? Că nu. Totul se rezumă la stat. Că statul... E stat, n-ai cum să câștigi cu statul în viața ta.
Ce așteptări ai de la Gabi Balint după ce îi prezinți mâine pe canalul tău de YouTube toate aceste dovezi și anume hârtiile pe care nu le-a văzut să le vadă la tine mâine, semnate și de generali când ei au propus să dea echipa lui Becali? Ce așteptări ai dacă o să vadă Gabi Balint aceste hârtii? Nu vreau să jignesc, că știi că eu nu jignesc, mai ales că e vorba de fostele glorii. Ce așteptări am eu? Da. Aici să-și dea seama suporterii despre ce e vorba. Dacă nu vrea și nu vrea ce îi propun eu mâine, înseamnă, dar să dea răspuns public lui domnul Gavrilă Balint. Să dea răspuns. Că mâine am mai multe propuneri pentru el. A, mâine le vei să vedem dacă... Aha, ok, am înțeles. Deci mâine când arăți acele hârtii, documente, îi vei face și unele propuneri, ca să înțeleg. Am o propunere pentru el ca să înțeleagă tot sub toată masa mare de suporteri. Okay. Pentru că pe ce a vorbit atât? Eu îi dau, el mi-a ridicat mingea astăzi la fileu. Da. Mi-a ridicat mingea la fileu, da. Astăzi. A spus că la ce l-am auzit eu astăzi. Da, da, am înțeles. La ce l-am auzit eu astăzi, la băiatul ăla cu șosetele englez, da? La ce l-am auzit eu astăzi, mâine îi fac o propunere. Pentru că el a spus-o. N-a spus-o eu. El a spus-o. Și eu îi spun, ia de aici și fă ce ai spus. Da. Dacă nu poate fi spus, înseamnă că lăsăm alea taca, 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 taca la televizor și nu mai venim să ne luăm banii la televizor sau cât îți dă ăia pe acolo. Da? Când venim, cât îți dă? 2000. Îi dăm noi asociația Salva Steaua 3000 să facă asta. Să vedem numai taca, 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 taca. Mustață, da? Mustață, degeaba le arăți hârtile că ei știu de ele, dar sunt ticăloși, sunt frustrați, zice cineva. Fac o propunere la ce a vorbit astăzi de Lea Ficatu, pe domnul Vasile Gavrilă Pele Balint. Mâine fac propunere, nu am cum să o las așa. Asta e de pe astăzi. Cineva spune să fim foarte atenți, să ne uităm ce a făcut astăzi, cum l-a rupt în două Emil Grădinescu pe Miu la televizor. Grădinescu nici nu fac probleme. Eu nu studiez pe Grădinescu pentru că ăla e adevărat, omul știe despre ce e vorba, este list adevărat. Omul a fost comentator pe timpurile alea, omul știe procedura, tot cum știm noi toți steliștii care a fost procedura. Și vii și spui tu acum să vii să ne spui nouă că Steaua e asta. I-a spus bine Crăciunescu Lăcătușa la alte. Da, asta e Steaua, asta înființată din 2017. Pe ce n-avea voie să-și facă echipă? Păi când ai oprit activitatea? Când ai oprit-o? Că a fost continuare, a continuat. De ce n-ați venit în Liga întâi voi direct? De ce? Continuitatea nu o puteți lua. Nu o puteți lua din Liga 1. Nu merge. E piua. Lapte bătut. Nu interesează pe UEFA ce măgării faceți voi în statul ăsta, în țara asta. Nu interesează. Da? Că nu suntem în Zimbabwe. Ați luat să fiți țineți-l acolo. Luați-l și duceți-l cu voi. Țineți-l acolo. Dar cine continuă activitatea, deține tot. Punct. Absolut. Da, mâine, ora 12, pe canalul de YouTube, Gheorghe Mustață, liderul galeriei Steaua, prezintă documente, mai ales pentru domnul Petre Gavrilă Balint, din care reiese că au fost documente clare, semnate de oamenii din armată, care au hotărât să-i dea echipa lui Gigi Becali, hârtii pe care domnul Balint spune că nu le-a văzut. Mâine îi va face și câteva propuneri Gheorghe Mustață pe canalul de YouTube la ora 12 lui Gabi Balint. Și mi se la 12 la 12 și un sfert începe live. Dar de ce la și un sfert? Pentru că la 12 jumate se termină antrenamentul și vreau să fac câteva interviuri cu jucătorii. Și după aia rămân eu. Ok, am înțeles, da. Bun, Mai rupt cu tot ceea ce ai zis astăzi, mi-ai dat de descris, pentru că îți promit că astea chiar vor apărea mâine înainte de prânz pe site-uri. Sunt grele rău declarațiile de astăzi pe care le-ai spus. Urmărește-mă mâine.
Urmărește-mă mâine, că mâine ai ce să scrii. Abia aștept. Ce vreau să te întreb? Am uitat. Deci tu simți, asta e întrebarea mea, te-am simțit că ai vorbit, nu știu de câte ori ai vorbit atât de mult din suflet, dar astăzi ai făcut-o din suflet. Am simțit așa o, cum să spun, că vine din tot corpul tău ceea ce ai zis. Te-a enervat atât de mult ceea ce s-a zis probabil astă seară și abia aștepți ca mâine, cred că fierbi noaptea asta, mâine la 12 și un sfert să prezinți acele documente. Dar vreau să te întreb încă o dată, vreau să punctez pentru că e foarte multă lume, 300 de oameni și cu siguranță vor fi mii până mâine pe acest canal de YouTube și pe Facebook. Vă rog să distribuiți pe Facebook toți. Așadar, ca să se înțeleagă acest mesaj, după declarația asta absurdă, simți că steliștii noștri sunt din ce în ce mai puternici, din ce în ce își doresc mai mult să fie alături de echipă și vin cu o și mai mare ambiție să arate tuturor cine este Steaua. Asta înțeleg de la tine, că este o mai mare emulație alături de Steaua. În afară de această emulație este și foarte multă ambiție. Oamenii și cei nehotărâți, care credeam noi că sunt unii nehotărâți, nu mai sunt nehotărâți. Au venit alături de noi. De ce? Văzând toate măgăriile astea, văzând toate lucrurile astea, că le ștergi istoria suporterilor, vrei să le tai tu din istoria lor, din gândirea lor, din trecutul lor, vrei să le spui tu că oamenii ăștia, acum 25 mai clar, ei n-au fost pe stadion la meciul cu nu știu cine, pe timpurile alea, cu, de exemplu, să-ți dau cu Liverpool, da? De acum 25 de ani. Vrei să le ștergi memoria? Nu merge. N-ai cum. Pentru că voi rupeați lojele și platourile și băuturile până lojele alea. Nu eu. Eu stăteam și cântam împreună cu acești suporteri și încurajam echipa. Iar voi rupeați platourile și whisky și toate băuturile fine și toate alea până lojele alea. Da? Iar oamenii gândesc, nu sunt proști. Oamenii îndeamnă foarte mulți la proteste, să ieșim în stradă, să nu facem așa ceva. De-abia așteaptă, dacă noi facem o greșeală, să ieșim în stradă să facem lucrurile astea, de-abia așteaptă să ne curețe. Da? Iar nu poți să le ștergi memoria oamenilor, mai ales celor mai în vârstă, care veneau și încurajau echipa asta. Nu poți să vii să spui Tepeluza Nord pe timpuri când s-a format, să vii să spui să iei istoria lui Jean Pavel. Nu poți să iei istoria celorlalți lideri de galerie, Pelicanu, Oalele, Calu și Studentul și mulți alții. Nu poți să vii să le iei istoria. Vorbim de galerie. Nu poți să vii să spui acum, în 2023, că acum 25-30 de ani n-au fost pe stadion. Nu ai cum. Nu merge. Nu poți să bei, vorba lui Adrian Ilie, să bei un pahar de vin și să înseamnă că uiți. Da. Nu poți să faci asta. Nu poți. Poate cineva ție să-ți ia istoria ta, să-ți ia ție trecutul tău când tu erai creanicul echipei Steaua, pe stadionul Steaua, să spună acum n-a existat. Da, safta. Da. Eu n-am fost acolo. Am visat. Eu am visat că am fost acolo, știi? Am visat. Și m-am trezit dimineața și nu era adevărat. N-ai fost nici prin vis. Despre asta vorbim. Da. Să fii să ștergi memoria a milioane de suporteri, a milioanelor de oameni care veneau din țară. Nu, da, noi de aici din București. E revoltător ca o asemenea decizie absurdă, ilogică și aiuritoare, hilară, să fie și crezută. Adică asta e răutatea. Bă, cum poți să crezi asta? Că e limpede că e o prostie. Nu, ce se... Doar ei cred. Da. Reține, doar ei. Nu și milioanele de suporteri. Hai că iau, femeile alea săracele habar n-aveau. Bun, au greșit. Bă, dar tu să iei în serios treaba asta, asta e dureros.
Cu ei în serios cine? Banii, Lăcătuși, Pițurcă? Cum să faci asta? Cum să te iei după o decizie care știi și tu? Că ai și tu un Dumnezeu. Știi și tu că o prostie ce s-a întâmplat. E, Gabi, e o chestie. Instanța a hotărât. Și că furt, auzi la Balint, am înnebunit astăzi când am auzit. Instanța a hotărât că a fost furt de identitate. Mâine îi fac o propunere domnului Balint. Da. Pe chestia asta. Mâine îi fac o propunere. Dacă tot a hotărât instanța că e furt de identitate, domnul Balint, uite, n-am vrut să o spun, dar uite, mai mă faci de mă scap la tine. Și nu mai spun la mine. Iar iau pixul. Iar iau pixul, dar nu ca ăia. Eu iau pixul să notez ce zice aici. Meargă domnul Vasile, Vasile, auzi, domnul Gavrilă Pele Balint la poliție, nu care o șansă. Unde spune instanța că s-a furat identitatea, să copieze paragraful ăla de acolo și să meargă să depună plângere. Da. Să meargă să depună plângere. Domnul Gavrilă Pele Balint. Mâine îi spun și îi fac o propunere cheie publică, eu fac cheie și mâine să vrea toată presa și să-i facă propunerea asta, să vedem ce răspuns îmi dă. Da. Să vedem răspuns. Sunt curios de răspuns. Deci îl invit pe domnul Gavrilă Pele Balint să meargă la poliție și să reclame furtul de identitate. Da, pă, astăzi așa a spus dânsul. Astăzi a spus dânsul niște lucruri esențiale, da? Și eu mâine îi fac o propunere. Dar îi fac o propunere, asta nu am cum să ți-o spun, că trebuie să o spun mâine, da? Mâine îi fac o propunere și să vedem dacă se ține de cuvânt. Dar propunerea mea din seara asta la tine, am vrut să o spun tot mâine la mine, da? Prin hotărârea care a dat instanța, și dânsul a spus că instanța a hotărât că e furt de identitate, să ne arate și nouă unde scrie că e furt de identitate, dar dânsul are posibilitatea să meargă la DNA sau la poliție, să depună reclamație că e furt de identitate, că a scris o instanță. Să ne spună și nouă unde scrie că e furt de identitate, că eu n-am văzut nicăieri. Am citit toate hotărârile, am citit tot, așteptăm motivarea de acum. Dar n-am citit unde scrie furt de identitate. N-am citit. Dar dacă dânsul știe că e furt de identitate, are posibilitatea să meargă la poliție, să reclame furtul împreună cu cine vrea dânsul, cu avocați, cu cine vrea, dar mâine îi fac propunerea ca să nu mai existe furt, să nu mai existe furt, mâine îi fac o propunere cheie. Și să vedem dacă dânsul, dacă dânsul are curaj să se înhame la această propunere. Și o propunere corectă, elegantă și legală. Reține, și legală. Da, da. E dreptul fiecărui cetățean să reclame la poliție dacă este nemulțumit de un furt. Corect. Trebuie să meargă la poliție, domnul Balint. Așa e. Da. Există furt? Păi da. Păi nu, dar dacă film la televizor că a fost furt, păi reclamă la poliție. Corect. Mi se pare corectă propunerea. Reclama că e furt, când spui că a zis cineva că e furt, trebuie să te bazezi și pe acte și pe ceva legal. Nu venim la televizor și spunem, tu știi foarte bine că eu ceea ce vorbesc, eu nu vorbesc aruncate așa pe vânt, da? Da. Eu vorbesc pe documente. Iar mâine domnului Gavrilă Pele Balint, lui Lăcătuș și Pițurcă, știi lui Tudorel Stoica, știi lui domnul Iovan, le fac o propunere în masă, dacă au curaj. Fii atent ce spun. Repet încă o dată. Domnului Gavrilă Pele Balint, domnului Victor Pițurcă, domnului Marius Lăcătuș, domnului Iovan, domnului Tudorel Stoica, le fac o propunere clară, cu subiect și predicat. Dacă au curaj să facă ceea ce le spun eu, drept, legal și tot, fără nicio discuție.
Dacă au curaj să pună în practică lucrul ăsta, înseamnă că într-adevăr își doresc să se afle adevărul. Dacă nu, toți steliștii și toată lumea vor fi împotriva lor. Dacă au curaj, mâine le fac propunerea. Deci, încă o dată, propunerea lui Balint, Piții, Lăcă, Iovan, Tudorel Stoica și celorlalți. Deci, încă o dată, care e propunerea să, dacă au curajul să... Dacă au curaj, să accepte propunerea noastră. Ok. Propunerea mea și Asociației Salva Stăl. Și a Peluzei Nord. Cei care, Peluzei Nord, cei care îi strigau pe stadion, ei nu se urcau pe peluză la sud, se urcau pe peluză la nord, pe garduri. Da, și, da? A, și mâine va fi propunerea, nu? Că mă pregăteam să notez. Adică 12 și 2 minute. Da. Deci azi, la peste 12 ore și 13 minute, la 12 și un sfert, le vei face propunerea. Am crezut că acum spui propunerea, de-aia notam. Da, 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 nu. Nu, nu, nu. Gabi, ai văzut, ai început. Da. Dar propunerea n-am cum, pentru că înțeles, da, sunt lucruri. Gabi, îți spun sincer. La momentul ăsta, așteptăm documente, le-am primit, sunt pe WhatsApp, mâine dimineață le scot, frumos, elegant, îi voi da domnului Balint exact ce a cerut și voi face niște propuneri împreună cu ceilalți, celelalte foste glorii ale noastre, le voi propune să vedem dacă au curaj. Perfect, da. Dacă au curajul ăsta, îți spun sincer, înseamnă că într-adevăr oamenii își vor și vor adevărul să iasă la iveală. Dacă nu, înseamnă că ne uităm în sus cancan și spunem așa. Vrăjeala e mică sau e mult prea mică. Și ieșim la televizor să ne luăm talariile sau ce ne luăm pe acolo. În sfârșit. Da. Da, am înțeles. Perfect. E extraordinar acest discurs. Eu mă pregătisem de una alta, de cu totul altceva și mi s-a părut senzațional ce ai zis astă seară. Mi s-a părut senzațional. Repet, ceea ce contează, îi vei cere lui Gigi Becali niciun meci de acum încolo în Ghencea. Niciun meci. Fără. Da, 100%. Da. Eu transmit acum prin tine public, da, lui Gigi Becali, da, și eu voi face și pe live-ul meu. Și o voi face mâine, o voi face ca să o înțeleagă toată lumea. Noi, suporterii, nu ne mai dorim niciun meci în Ghencea. Să mă ducă să joc la Târgoviște 13.000, da, 13.000 de steliști. Să mă ducă să joc la Brăila, la Galați, unde vrea, da? Dar eu nu mai vreau în Ghencea. Pentru ce să le dăm noi bani? Pentru ce să-i finanțăm bani? Corect. 120.000 de euro au luat în 3 meciuri. Îți dai seama. N-au văzut banii ăștia din încasări pe bilete neam de neamul lor de când s-au înființat în 2017. Ai dreptate aici. Și eu sunt de acord. Mai ales că dorința a fost un meci în Ghencea și am jucat 3. Mi-am făcut damblaua, știi cum e. Ne-am făcut damblaua, le-am arătat cine e steaua. Mai vreau să te întreb un lucru și atât. Nu te mai arăți. Atât. Un singur lucru. Și mâine te așteptăm cu acest live pe canalul de YouTube canalul de YouTube Gheorghe Mustață. Scuze, n-am, adică a fost o greșeală. Toată lumea, aproape toată lumea care trimite mesaje, spune să te întreb dacă ai vreo reacție la ceea ce a spus prietenul nostru comun Jean Pavel în presă, în fanatic.ro. Am văzut. Trebuie ca echipa CSA să fie repusă în drepturi în prima ligă, care hârtie de la UEFA, unde echipele departamentale joacă în club, ceea ce nu știu așa. Bine, eu o să le iau pe fiecare în parte. Probabil ai văzut și tu declarația. Părerea mea, o secundă înainte, la nicio propoziție nu are dreptate și le voi lua imediat după tine pe rând. Te rog. Hai să spun o chestie. A apărut nu știu ce publicație sau nu știu ce, că Jean Pavel nu știu ce a vrut să fac sau că a făcut nu știu lucrurile astea și că vreau să-l anunț pe un băiat, Ciprian, nu o să-i spun și al doilea nume, da,
Ciprian, că vezi, Doamne, eu intru în seara asta la tine și îl voi jigni pe Jean Pavel. N-am să fac asta niciodată în veci. Jean Pavel este prietenul meu, este strict problema lui ceea ce vrea să facă, demersurile pe care vrea să le facă, lucrurile pe care vrea să le facă. Eu nu voi avea niciodată reacție împotriva lui. Eu îmi respect, și ca să înțeleagă toată lumea, eu îmi respect prietenii. Nu mă bag în lucrurile pe care vrea să le facă. Și în viața lui poate să le ducă. Familie, ce vrea el să facă, este strict problema lui Jean Pavel, dar eu niciodată nu voi avea reacție împotriva lui Jean. Nu pot eu să-l judec pe Jean Pavel. Să-l judece cine vrea. Dar eu, Mustață Gheorghe, nu pot niciodată să-l judec pe acest om, pentru că eu am învățat lucruri bune de la el. Am luat ce a fost bun, ca să fiu mai concret. Am luat ce a fost bun de la el. Am învățat ce a fost bun de la acest om, iar eu niciodată nu l-am trădat și el știe bine lucrul ăsta. Poate o fi la tine aici. El știe foarte bine că eu nu mi-am trădat în viață prietenii, dar am fost lângă el. Și știe toată lumea lucrul ăsta. Dacă, uite, răspund eu celor care s-ar putea gândi, pentru că deja a venit un mesaj, dar le răspund eu. Dacă tu ai avea ceva contra lui Jean Pavel astă seară, mâine, poimine, oricând, dacă tu ai declarat ceva contra lui Jean Pavel că are acele opinii, dacă tu te vei certa cu acest om, este ca și cum ai face strict exact ceea ce fac Miu, Ogăraru, Lăcătuș, Balint, ceilalți contra lui Gigi. Cam asta înțeleg eu. Adică nu poți trăda un om alături de care ai făcut... Hai ca să spun o chestie, Gabi. Eu vin la tine în casă. Exact. Tu vii la mine acasă. Noi, ca familie, suntem prieteni foarte buni. Eu când intru la tine în casă, deschid frigiderul. Tu când intri la mine în casă, deschid frigiderul. Noi, ca prieteni, ne punem la masă, familiile, copiii, stăm și mâncăm. Mâncăm împreună, cu a familiei, ca prieteni, ca ce vrei tu. Și după aia eu să vin și să dau în tine. Cum ar fi? Cum ar fi asta? Nu. Știi cum ar fi asta? Înseamnă că nu ai, în primul rând, nu ai caracter. Ești un nimeni și indiferent dacă eu a ști ceva de Jean Pavel. Dacă eu a ști, și repet, a ști ceva de Jean Pavel, cu toate că nu știu și nu m-a interesat niciodată să știu ceva de Jean Pavel, de rău sau de bine, nu. Eu am învățat cât am stat lângă Jean Pavel. Am învățat ce a fost bun. Că poate Jean a avut și rele. Poate a făcut și rele. Dar eu am luat ce a fost bun de la acest om. Iar eu nu pot să vorbesc urât de Jean Pavel. Și singurul lucru, poate dacă l-aș vorbi urât, dacă aș vorbi urât de Jean Pavel, ar fi un singur lucru. Poate să supără Jean pe mine dacă aude lucrul ăsta. Singurul lucru care aș putea spune despre Jean Pavel ar fi așa. Jeane, i-aș transmite atât, i-aș transmite. Ca frate, ca prieten, ca orice. Jeane, tu ești Jean Pavel. N-ai ce să cauți unde ești. N-ai ce să cauți acolo unde ești. Pentru că tu ești Jean Pavel. Eu, dacă și va veni timp,
Într-un an, doi, știu eu când, 6 luni, 5 luni, 2 luni, 1 lună, peste 5 ani, peste 7 ani, mă voi retrage de la Peluda Nord, eu nu voi pleca niciodată într-un alt grup. Nu voi pleca. Mă retrag, mă duc frumos la tribuna întâi, stau frumos ca șmecherii, da? Îmi iau bilet, stau la tribuna și mă duc să văd meciul cu copiii mei și cu familia mea. Dar nu mă voi duce niciodată într-un alt grup să mă comande nimeni. Asta eu poate o spun cu păcat. Că la ce vorbesc cu oamenii, că Jean Pavel face parte din grupul Vacarm și că a ajuns băiatul ăla care a dat cu pixul, a ajuns să fie șef, să fie șeful lui sau ceva de genul. Da. Ai înțeles? Înțelegi? Astea da. Sunt lucrurile reale. Dar rest, eu lui Jean Pavel n-am ce să-i reproșez în veci și niciodată pe pământul ăsta. Pentru că eu de la omul ăsta, eu am învățat lucruri bune. Nu am învățat lucruri rele sau să vorbesc sau să fac altceva. Și rețineți, niciodată nu voi permite la nimeni să ia istoria lui Jean Pavel. Istoria lui Jean Pavel este asta, care vă spun eu. Ceartă cu poștii șef de galerie, cu Marin, cu ăsta care e la mine, că am uitat, cu Pelicanul, cu toată lumea, și a format Peluza Nord. Cum să iei istoria lui omul ăsta care a format Peluza Nord? Și vine ăștia de la sud să spună că noi cântăm cântecele lor. E invers, băieții. Voi cântați cântecele Peluzei Nord, adică înființate de Jean Pavel, de Bogdan Titan, de insurgenții, de grupurile care erau la ora aia deschins, da? Grupurile astea, voi cântați cântecele Peluzei Nord. Nu noi cântăm cântecele Peluzei Sud. Bine, asta e chiar culmea să zică cineva că a preluat Nordul de la Sud, când în primul rând o singură galerie a fost la început Nordul și pe urmă s-a desprins Sudul. Steaua, clubul nostru drag, de ce îl cântă ei? Ce mult te iubim! Ce mult te iubim, cât ăsta este cânte cu Peluzei Nord. Păi dar ce, era Sudul când eu eram în clasa a noua și cântam astea? O bune. Era Sud, dar nu ei ca oameni. Era Sud că era da. Peluză, așa că e normal presud. Da. Și îi întreb eu, ei la meciurile în deplasare, ei unde stau? Nu stau în Sud? Nu stau în Nord? Da. Știi că mai vede? A, stai puțin că mi-am adus aminte. Și fii atent, am vrut să o fac mâine publică. Dar fii atent, o fac la tine acum, publică, uite, poftim. Vezi cât de băia bun sunt? Mulțumesc. Fii atent, stai puțin. Da. Stai puțin de așa. 2 secunde, te rog mult de tot. Da. Ca să o simtă, s-o simtă frumos. Păi am și o rugăminte. Fii atent aici. Bine, stai așa, că sunt imaginile care vreau să le arăt mâine. Și spunem așa. 2 secunde. Mă, Peluza sau sudsteaua.ro. Cupa României, Steaua Rapid. Miercuri, 1 noiembrie 2023, la ora 21, loc de întâlnire, Marriott, ora 18, stadion Steaua. Meciul va fi transmis de DigiSport. Păi ce faceți, mă, Corteo? Că așa scrieți aici. Da. Băi, nu spuneați, mă, voi, băi, ăștia. Ca acasă. Băi, nu spuneați, mă, voi. Da. Jucați acasă, faceți corteo. Pe ce faceți, mă, nu jucați acasă, faceți corteo? Ce penibil. Și să vă ferească Dumnezeu ce corteo o să face, că sunteți 25 toți. Cineva glumea mai devreme că dacă se gândește cineva să pună un banner, n-are cine să-l țină, zicea cineva. Păi să știi că are dreptate. Că da, la imaginile care le am eu, spun sincer, l-a întins. Era de întins 5-5 și ei de fapt sunt 4. Da. Păi, ce, stai mă puțin, nu spuneau, mă, ei
că domne a ajuns echipa gazdă să facă corteo. Păi stați-vă puțin, voi nu sunteți gazde și faceți corteo de la noi. Deci v-au acuzat pe voi, pe Luza Nord, că la un meci de acasă ați făcut corteo și fac și ei. Doi, v-au acuzat pe voi că sunteți sifoane și tu ai dovedit cu acte doveditoare că ei sunt sifoane. Este incredibil. Ce o să te mai întâmple? Mi-a zis cineva că joacă la Champions League în situația asta. Marți au termen. Fii atent, marți. Da. Marți au termen. Și îmi dă cineva declarațiile lor scrise, dă mânuța lor. Și atunci să-i văd. Cam cum e treaba cu sifoanele. Odată dacă îi mai aud sifoane, prăduitori, eu am exclus prăduitorii. A fost băiatul ăla care era cu fisul, l-am exclus, da. Dat în peluză. Grupul s-a desființat, nu mai există nici Vasile, nici Marin, nici copilul, nu mai există nimeni. Da? Bă, frate, dar nu te supăra pe mine. Păi tu, fondatorul, și cu ai tăi, ce faci? Nu, mă, la ei nu se pune. Nu se pune. E unul de... mai are până la trei. Da. Înțelegi? Da, da, corect. Senzație. Deci v-au acuzat de corteo la meciul de acasă, acum ei anunță corteo. V-au acuzat că sunteți prăduitori și i-au dat chiar la poliție cu dovadă declarații. Asta e. Ce să faci? Fii atent, Gabi. La ora asta îți dau, fii atent, acum am primit mesajul. Mi-a zis cineva de la Rapid că discută să nu mai facă corteo de la meciul cu Chelsea. Fii atent. Acum, de ce? Păi așa mulți, tu ai văzut la noi, da. La noi corteo, cel mai mic corteo a fost de 9.000. Cel mai mic. Ultimul corteo care am avut la meciul cu ăștia, cu, cum îi zice, Zânda de Marca, a fost de vreo 9.000. Da. La meciul cu Craiova sau cu cine am mai făcut noi, cu primul meci cu Craiova, a fost de vreo 12-13.000. Și ne spuneau, joci acasă, faci corteo. Pe voi noi jucăm acasă și facem să-și aducă aminte ei, dar de fapt ei sunt înființați și sunt înființați când a cumpărat Gigi Becali echipa. Exact. Și striga Gigi Becali, să trăiască Gigi Becali, da. A citat, a uitat, bă, ce numai. Cred că trebuie să are dreptate Adrian Ilie, trebuie să le dau cât un pahar de bere să uite de tot. Veni sărătoți la universitate să-i spună lui Gigi să urce pe Maybach. Zice cineva că noi am făcut corteo, s-a oprit circulația la ei, nici trotuarele nu le închid. Păi și... are dreptate. Da, și mai zice... Are foarte. Și mai uite, zice cineva ceva foarte tare. Eu am zis, exact, le-au prins cu sârme de scaune bannerele. A văzut el asta, că au prins bannerele cu sârmă de scaune. Incredibil, că n-avea cine să le țină, dai seama. Imagini, mâine arătăm imagini, poze și tot, cât sunt. În momentul începerii meciului. Deci, arătăm imagini. Eu am trimis oameni acolo. Ai avut curiozitatea, inspirația oamenii care au fost acolo să-i și numere? Că bănuiesc că putea să-i numere. Sincer. Păi n-ai cum, îi numeri tu pe imagine. Îi numeri bă, pe degete. Adică poți să-i numeri că e gol tot. Vai de cap. Am văzut o postare pe Facebook. Ai văzut când echipa cuiva dă gol, se bucură lumea pe Facebook. Și eu mai scriu de el. Și scria unul: gol! 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 Stadionul. Era incredibilă postarea. Stadionul. Da, asta e jalnică rău. Adică e jalnică. Da. Ca să vii să spui: uite, intră la Sergio Lopez și ai unele din ele. El nu le are pe astea ale mele, că e băiatul care ține. E cu ei, e cu ce se iau, reține. Și a zis că se sucește. Bă, frate, mi-a trimis, uite, bă, na. Și comentează pe acolo, ai înțeles? Uh-huh. Și băi, zice, bă, mustață, ce trebuie să mai fac aici, că să mă sucesc. Păi n-am ce să zic. Bă, cu toate că au câștigat, ce să... I-a sucit pe toți, i-a răit pe suporteri. La ceea ce au făcut ei aici, prin sentința asta, și cum vorbeau și cum spuneau. Băi, fraților, băi, haideți să ne aducem aminte o chestie, Gabi. Bă, ți-aduce aminte că pe timpuri noi, băi, eu eram cu Jean Pavel. Băi, noi plecam din București
plecam 1000. Îți dau un exemplu. Plecam din București. Da. Știi câți eram la 3000. Mă, cum poți să-ți permiți că una, două îi face țăranii. Păi bă, țăranul ăsta stelist. Nu e mă al tău care vine și îți umple stadionul când spui am fost 45.000. Bă, tu îi spui am fost 45.000 că au venit țăranii. Nu mă, au venit steliști, mă. Oameni care țin cu steaua, mă. Oamenii care vin alături de echipă, mă. Dar asta au făcut ei. Au venit, au făcut oi, au venit. Pe voi n-ați fost, mă, oi? Ce ați fost, mă, voi până în 2014? N-ați fost, mă, oi? Și ați subt la caprele care au rămas acum și la țapii care au rămas acum în Liga 1? N-ați subt, mă, de aici? Hă? Pe vii tu acum să spui, domne, țăranii și oile. Nu, noi ăia care am rămas toți, milioanele alea de suporteri care am rămas în Liga 1, suntem țapi. Iar voi care ați plecat, ați subt de la țapi. Și sugeți în continuare de la țapi. Ca să înțeleagă toată lumea. Pentru că nu poți să te legi de suporteri și să spui suporterilor, domne, oile alea, bă, de suporteri ăștia te foloseai de ei, mă, în provincie. Plecai din București, 500. Plecai și când ajungeai în provincie, erai 2000. Și spuneai, suporterii au fost putare. Și toată presa spunea, 2000 de steliști. Spuneau 2000 de țărani sau spuneau 2000 de steliști? Că nu am curaj, eu, Mustață, la ora asta. Eu, în orice oraș unde vreți voi, las toată galeria nord, o las, tot nordul las acasă și plec singur. Îmi anunț prezența singur, oriunde joacă Steaua. Și eu acolo sunt cel puțin sunt 700-800 de oameni. Clar. Da. Care, atenție, dacă vei face asta, bine, prin absurd, dacă vei face asta, cred că vei face o mare, mare fericire celor de acolo care săracii știu că dacă voi veniți 3-400 și sunt 3-400, ei n-au unde să intre și cred că de-aia nici nu vin și încearcă să meargă pe la doua, pe la tribuna întâi. Gabi, va veni momentul și voi face și experimentul ăsta. Să le arăt la toți, dar o fac și cum? Să fiu filmat pas cu pas de când plec de acasă. Da. Las toți sub acasă din Peluș la Nord. Vorbesc cu toți liderii. Îi rog frumos să rămână acasă toată lumea. Da. Da? Plec doar eu singur. Da. Plec. Și eventual undeva în bază să se vadă meciul la televizor cu restul din Peluza Nord urmărind meciul acolo. Toată Peluza Nord o las acasă, da. Și eu pe singur. Și spun eu că sunt cel puțin 4-500 pe unde mă duc. Da. Uite, vreau să... Tu-ți bagi joc de ei și vii pe... Păi, dar duce aminte, mă, băi, ăla care ești născut în 2003... Și te-ai născut în 2003 în Peluza Sud. Și ai venit acum, domne, am plecat, eu vin de 20 de ani, de 30 de ani și da, m-am dus la Sud. Te-ai dus la Sud? Păi dacă te-ai dus la Sud, mă, băiatule, pe ăștia sunt țărani, pe acum sunt țărani și noi când mergeam prin țară și umpleam stadioanele prin țară și umpleam Peluza, când noi plecam pe timpurile alea, plecam, că pe timpul lui Jean să pleca, nu putem să spunem, doamne frește, nu pot să vorbesc. Da, aiurea. Da, plecam 1000 și mai eram încă 2000 pe acolo. Așa e. Ăia nu erau suporteristelei, ăia erau țărani, acum sunt țărani, ăia. Da. Pe asta au pierdut, mă, voi. Asta au pierdut, băi, Gabi, ca să înțelegi. Da. Aici au pierdut ei. Au cignit în continuu suporterii. N-au știut să discute, să le explice suporterilor. Uite, mă, despre asta este vorba. Au cignit. Și după aia vine și spune, de ce suntem 400 acolo? Sau cum au fost astăzi, 69? Da. Da? Că lor le place 69. Da. Ai înțeles? Da. Să vii să jignești. Păi de ce să jignești, mă, suporterii? Sunt steliști, mă. Vin lângă echipă. Vin de la sute de kilometri lângă echipa asta. Și tu vii. 69 în tribună, nu acasă. Te place. Vreau să te întreb un lucru. Uite, am primit un mesaj senzațional acum, că domnule Safta aștept procesele
celor care au jucat din 1998 în 2003, care peste noapte au devenit non-persoane, adică Reghe Camp, Ritli Belodedici, Ciocoiu, Denis Șerban. Ce-l gândi acești oameni? Iar Mihăi Țeneșu, Bișonul, a început în 2001 până în 2008 a jucat la Steaua. Cum îi poate lăsa inima pe acei oameni să-și bată joc de Mihăi Țeneșu, printre alții? Da, e un lucru foarte bun și ai să spun ceva, se gândește bine, foarte bine omul. Pentru că Mihăi Țeneșu, săracul, este în Trătiucan și Nicovală. Noi am fost la Oradea, Mihăi Țeneșu era foarte încântat, un om extraordinar și de un om cu caracter. I-a șters istoria și celul copilul ăsta. Exact. Și a multor altora, că îți dai seama, din 2003 până în 2008, nu, 98-2003, nu mai există nimeni care a, nu, nimeni, gata, s-a șters. Este absurd. Și tu să vii să spui că ești de acord cu decizia, în loc să spui, domnule, stai puțin că e ceva neregulă. Ne luptăm noi cu Giger, dar nici chiar așa să ștergi 5 ani din viața unui club. N-ai cum. Adică ar fi trebuit să aibă demnitate, bani, lăcătuși, toți pisuri, că să spună, domnule, stai puțin că e ceva neregulă. Nu e ok cum s-a întâmplat. Vrem palmaresul noi tot sau el tot, dar nici așa să facem bucăți. Că oamenii au jucat și ei fotbal. Eu am fost și eu președinte la Steaua Lăcătuși. Eu am luat și eu campionatul pițuri că la Steaua. Pe ce vă bată joc de noi? Dar nu, ei spun, am câștigat, le-am arătat. Noi suntem. Mi se pare o mizerie. Iertați-mă. Lăcătuși și asumă. Zice că nu, eu am fost președinte că atunci se numea Steaua. Păi stai mă că nenea Talpan spune că nu. Că nu, da, că nu se numea Steaua. Da. Pe ce faci? Da. Pițurcă, Val spune că domne, nu. Și tu vii să-ți asumi că ai fost președinte și antrenor? Da. Dacă ea spune că nu, ce să vă certați între voi? Că dacă au mâine, curaj. Mâine au curaj la propunerea mea, înseamnă că într-adevăr acești oameni sunt corecți. Și vor înseamnă că merită să fie invitați de toți suporterii Stelei, dacă mâine acceptă propunerile tale. Mâine ora, astăzi la prânz, ora 12:15, ediție senzațională, Gheorghe Mustață, pe canalul de YouTube, propunerile, dovezile pe care le va arăta domnului Becali, legende pe care le respectăm, dar nu le mai putem iubi, declarație tare dată de... Nu i-ară nimic lui Gigi, eu le-ară lor. Nu, am zis Gigi? Nu, lui Gabi Banit am vrut să spun. Documente pe care le vei arăta lui Gabi Bani, cred că vorbește în Gigi de noi, de-aia l-am pronunțat. Poate se uită la emisiune. Mâine 12:15, toate poveștile acestea urmate de intervenții de la bază cu jucători în stilul cel mai original, cum nimeni, niciun alt lider de galerie nu face asta la vreo echipă. Ideea este că au rămas efectiv cu un produs care nu are viitor, nu se vinde, e nepopular, neinteresant din punct de vedere marketing. Ei, cum zicea Mititelul la noi, au rămas cu o bombă în brațe, efectiv, care urmează să explodeze. Asta au câștigat ei, o bombă în brațele lor. Bravo lor, ne bucurăm. Au demonstrat și astă seară că sunt Steaua, au demonstrat în instanță că au tot, să fie sănătoși, să-și ducă în continuare crucea așa cum și-au dorit ei. Iar ca să fie pentru tine în premieră și să scrie mâine presa până sau eu la ora 12. O să scrie, că am eu grijă, nu dai seama. Nu. Îți spun ție ca să o scrii, ca să o preia presa dimineața la prima oră, ca să nu mai o preia de la mine. Da. O ți-o spun ție. Da. Poate să supere pe mine toți suporterii Stelei, toți milioanele alea de suporteri, dar o spun, mâine îi fac 100% și îi voi transmite lui Gigi Becali, eu, Mustață, Gheorghe, personal, în numele Peluzei Nord. Îi voi spune așa, nu mai vrem să jucăm în Ghencea. Poate să se supere pe mine toți suporterii. Poate să spună toată lumea, domne, Mustață nu mai vrea Mustață. Eu am spus așa, îmi doresc să joc în Ghencea pentru suporte, da? Am respectat ce am propus și am făcut
am făcut pe placul tuturor suplimentelor. Dar nu mai vreau acum să transmitem bani, să-i facem să trăiască. Pentru că prin banii pe care noi închiriem stadionul, le dăm viață. Nu statul român să le dea armata să consume ei bani ce vor, că la un moment dat cineva va spune așa: ce faceți cu banii? Cum cheltuiți banii? Cu 17 suporteri pe stadion. Ce am văzut eu azi. Da? Azi n-au fost mai mult de, să nu fiu obraznic, mai mult de 87 de suporteri, nu știu dacă au fost. Și ce crezi? Și-au pus și steagurile pe gard. Nu pe gard, pe rușine, nu, legate cu sârmă de scaune. Nu știu. Benere, da, Benere, steagurile pe gard, corect, steaguri pe gard. Așa. Da. Am... Pentru ce să le dea 40.000, câte 40.000, să le dea Gigi 40.000 de euro de meci? Pentru ce? Corect. Nu. Mai bine preferăm să mergem unde au zis ei că ne plac nouă, pe la Târgoviște, mai bine mă duc acolo că sunt steliști. Târgoviște, Buzău. Pe la oriunde. Da. Nu mai vreau pe Ghencea. Cea mai tare dovadă, eu am fost de două ori crainic la Cluj-Napoca în cupele europene, s-a dărâmat stadionul de cât steliști au venit pe stadionul CFR-ului. Trebuie să țineți minte, în cupele europene cu Stuttgart, cu Sofia, am jucat pe stadionul CFR-ului, stadionul plin, cum n-a fost în viața lor clujenii la meci, pentru Steaua. Au venit toți în roșu și albastru. E cea mai clară dovadă că oriunde mergi, se umple stadionul cu Steaua. Dar tu nu vezi că spune toată lumea spune, dom'le, dar ce se întâmplă? Că uite, echipa asta e cea mai cotată în România. Are peste 50% din suporteri. Peste 50%. Ce se întâmplă? Da. Dacă toți ăștia cred că ce se iau e Steaua, ce se iau e echipa asta, că ce se iau este, că, ca să nu facem concurs, da. Clubul mamă este, clubul mamă. Da. Vorbim de echipa de fotbal. Da. Da? Și te duci și umpli stadioanele peste tot și zici și spui tu mie, Piciurcă, Balint, Lăcătuș, s-a furat identitatea pe timpul ăla. Pe care timp, mă, fraților, mă? Că vezi, mai e o regulă, mai e o chestie, că niște acte, ceva de genul, nu s-a întrerupt campionatul și s-a înregistrat. Băi, ce aveți, mă, frate, mă? Dacă ați făcut-o și au făcut-o, să ducă tot la pușcărie, mă. Dar ce noroc au ei acum? Faptele s-au prescris, mă. Și nu mai merge. Pentru că toți au mers pe faza asta. Și dacă vor, într-adevăr, și vor, într-adevăr, să afle adevărul, să o ia de la cap, mă, de la capul armatei, care încă mai există la armată, încă există la armată, să o ia de acolo, mă, pe ăla care îl susține pe curar. Știi ce spun? Da. Da? Da? Da. Vor, de vor. Pentru că mai sunt câțiva generali care au ridicat mâna în sus și au semnat. Bă, și-au semnat pe hârtiile alea, au semnat. Mâine voi arăta lui domnul Gavrilă Pele Balint, îi voi arăta actul semnat de toți generalii. Care aveau dreptul să semneze din partea armatei și a clubului sportiv al armatei. Când a preluat Gigi echipa. Da, da. Și când au fost fericiți că nu moare echipa de fotbal pentru că vine Becali și o preia. Nu, ascultă-mă, fii atent. Știi că eu am spus în toate emisiunile tale că eu eram acolo, am fost acolo, când s-au folosit de doi bodyguards. Da? De nepotul lui Gigi. Știi, nu? Da, da. Că au fost vot contra. Da? Și vot contra. Abțineri, de fapt. Abțineri. Au fost din partea unor oameni care, la ora asta, este la noi la FCSB, la noi la Steaua. Da? Știi? E vorba de Gheorghișor. Da, da. Iulian, da. De Iulian Gheorghișor. Și toți
au semnat și au ridicat mâna în sus. Nu poți să vii acum să spui tu că nu știi. No. Sau că n-ai auzit. Bașca că domnul Gavrilă Telebalint, astăzi, l-a acutat pe domnul Gațu, că ar fi spus domnul Gațu că am fost toți acolo, dar eu n-am fost, Belodedici n-a fost, Lăcătuși n-a spus, n-a fost, pe alu, băiatul, voi nu, voi nu sunteți majoritate. Alu, domnul Gavrilă Telebalint, nu sunteți majoritatea. Ați fost invitați sau nu ați fost invitați, au fost alții și a ridicat Adidas și în sus. Da, pe mine mă surprinde. E un băiat deștept, un băiat inteligent, nu înțeleg de ce a făcut aceste afirmații, mai ales că știe că așa s-a întâmplat, exact cum spui tu, știe că era acolo. Ideea este că probabil mizează pe faptul că sunt generații noi și se uită în gura lui Gabi Balint, domne, așa o fi. Știi? Adică... Nu, i-a pus o întrebare, nu mai știu care, ăla cu gleznele goale, cu ciorapii până la gambe, sau celălalt, ăla care zice că e în sfârșit cu gușa ca la curcani. Nu știu care din ei doi, nu mai rețin foarte bine minte acum, că am înregistrat, am înregistrarea. I-a spus, zice, păi da, dar stai așa puțin, cum i-a zis, când a zis el de chestia că erau cu toți sus, pe da, și domnul Gațu, cum a zis? Pe da, domnul Gațu a zis că noi eram acolo și eu când i-am întrebat pe ăștia, da, toți când s-a dus cu bodyguard-ii și că a venit, toți au ridicat mâinile sus și s-a votat ca echipa să fie transferată la Gigi. Și el zice, a stat un pic așa pe gânduri și a zis, până la urmă, domne, dar dușmânia, chestia asta ce se întâmplă, e dușmânia pe Gigi sau sunt actele în regulă? Și ce-au zis? E și dușmânia pe Gigi. E și dușmânia pe Gigi. Da, da. Ceva de gen. Asta este. Pentru ei ți-am spus, pentru cei din CSA, o parte, că eu știu ce vorbesc, reține, sunt o parte din oameni, colonei, generali, care spun clar, știi că eu sunt cu băbuța. Da. Știi da. Tu? Da? Știu clar că Steaua este a lui Ticiu Becali. Nu, clar, sunt ofițeri deștepți, că de-aia sunt ofițeri armatei române, care n-au interese meschine, care oamenii sunt pe treaba lor, n-au războaiele astea, care toți spun, domne, Steaua e lui Becali, domne, s-a trecut atunci că așa am vrut noi. Că mai sunt unii cu interese, o gașcă de 5-6 oameni care papă banii statului cu echipă de fotbal care joacă degeaba, aia e cu totul altă treabă. Asta e adevărat. Eu am spus-o și o repet la tine acum, ți-o spun pe bune. Și știi că eu știi că te-am mai spus-o ție. Nu vreau, nu-i dau numele acelui general, dar îți dau un nume, el susține pe acel general. Și dacă vă aduceți aminte să striga, pleacă din Ghencea, întrebați-l pe Păcurar. Pe Păcurar. La interes? Ăla care e cu AS-47, care spunea, era vorba de echipa națională. Și la un moment dat a fost niște discuții cu tare, cu echipa. Și zice, domne, noi nu vrem sifoanele din de la FCSB să stăm de vorbă. Și cineva îi spune, păi, Gogule, aveți prăduitorii la voi, ce faceți? Domne, a fost o greșeală. Înțeles? Adică, interesează-te tu. Eu ți-am dat decât, știi cum e aia, da. Ți-am dat decât... cum să spun eu, virgula, da. Mai departe descurcă-te. Da. Păcura, susține pe cineva și știi că ți-am mai spus și aduce aminte în alte emisiuni, de acolo pleacă, ca să știi. Când ți-am zis eu că Păcurar intră în minister, da? Cum vrea el. Da, da, da. Și vezi la... Ia emisiunile din urmă și vezi. Da, da, nu, știu, nu trebuie să le iau. Dar fii atent, incredibil, acum aproape de miezul nopții, fanatic.ro scrie că Ilie Dumitrescu ar fi zis că are un scenariu incredibil, că există un investitor
care va veni să ia tot clubul. Tot clubul Steaua, clubul sportiv, tot ce e acolo, și că vine un investitor să ia. Păi eu cred că una dintre cele mai mari gogomănii, una dintre cele mai mari absurdități le-a zis astăzi Sarelie Dumitrescu. Nu poți să spui că vine un investitor să ia dita mai tot clubul cu toate secțiile sportive clubul sportiv Steaua. Asta este o vrăjeală și o invenție a lui Ilie Dumitrescu, ceva de te apucă râsul. Bă, îl ia, mă, Gabi, îl ia, dar îl mută puțin mai încolo. Da, da, Doamne, Dumnezeule. Oamenii ăștia nu realizează dimensiunea unui club de sport, cum e Steaua. Scuză-mă puțin. L-a întrebat ăla cu ciorapii până la Brâu. L-a întrebat pe, cum îi spune, pe Balint. Investiți dumneavoastră cu Pisturcă? Eu nu, pe eu n-am, nu. Aha. Nu invest. Păi ce faci, mă, veniți numai la interes. A zis, adică nu invest. A zis Mititelu aici, acum vreo două nopți, că în locul lui Gigi i-ar ajuta să-și facă echipă bună și să-i pună legendele, să aibă fiecare funcție, Talpan președinte, să vadă atunci cum curge numai lapte și miere și să vadă ei cât de ușor se face un club de fotbal, să facă performanță. Asta le-ar trebui lor, să-i pună pe toți. Eu o spun și am o repet la tine. Tu știi foarte bine, eu m-am certat cu Gigi, mă cert când nu-mi convine ceva și când dă Gigi în suporteri. Eu mă cer cu el, indiferent de situație. Eu nu am fost vândut și nu sunt vândut niciodată la Gigi. Asta ca să înțelegă toată lumea. Gigi mie niciodată nu a bani. Eu nu am fost vândut niciodată la el. Nu, niciodată nu mi-a propus Gigi vreodată mie să-mi spună, bă, ia-ți de aici, taci din gură, fii lângă mine și fă ce spun eu. Niciodată. Eu nu am avut niciodată și nu am fost niciodată supus unui om vreodată în viața asta să mă coordoneze pe mine cum vrea. Nu. Eu dacă vreau să fac ce vreau. Eu dacă vreau să gândesc ce vreau. Eu dacă vreau să pun în aplicație, pun ce vreau și nu mă interesează cine ești, cum ești, ce deții sau cine te crezi tu. Dar rețineți ce vă spun. Bă, Gigi, pe timpurile când echipa era pe locul 14, era aproape de faliment și s-a propus lui Gigi să ia echipa. Când Gigi a cumpărat jucători, Gigi i-a dat banul pe Unescu și a făcut multe chestii, multe care le știm cu toți. Și în momentul în care armata n-a mai putut să mențină acest echilibru la Cașcaval, i-a propus lui Gigi, păi ia-o tu. Da, domnul. Acționar. Pițurcă. Eu n-am nimic cu neapiții. Eu mă respect cu neapiții. Eu m-am întâlnit, am vorbit cu neapiții pe la Inter, nu știu. Era pe Unescu pe timpurile alea. Mă chema, ce faci, mustață, ai vinut coace. Mergeam pe la Inter, vorbeam cu el. Și multe altele. Nu vreau eu să dezvolui niște chestii. Dar, bă, frate, când un om investește în ceva, bă, nu pot să iei, nu mă interesează, mă, de banii lui Gigi pe mine. Pe mine mă interesează bătaia de joc a suporterului, pentru că eu sunt suporter. Da. Eu reprezint la ora asta, așa cum mă cheamă pe mine și cum mă numesc eu, eu reprezint o masă mare de suporteri. Păi, mă, tată, asta nu înțeleg legendele, că ei nu-l atacă pe Gigi, că pe Gigi îl doare în cot. Îi atacă suporterii care i-au încurajat pe ei când jucau fotbal și se urcau, cum ai spus tu, pe gard la goluri. Pe ei, pe voi, pe noi îi atacă. Toate lucrurile astea, masa mare de suporteri, tu, la ora asta, Pițurcă, Balint, Lăcătuș, voi nu vă gândiți la masa mare de suporteri și la suporterii care v-a iubit
Și spun va, adică mulți din ei îi respectă, da. Dar nu-i mai are la inimă cum era odată. Corect, da, da. Ăla, cu tare. Bă, dar niciodată n-ați vorbit niciunul din voi toți, bă, dar niciunul din toți n-a spus niciunul așa. Fii atent cum îți spun eu acum. N-a spus niciunul. Dom'le, ăia care sunt acolo la fotbal club Steaua București, la FCSB, dom'le, toți suporterii noștri sunt. Dom'le, încercăm să scoatem în evidență niște chestii. Poate s-a greșit la momentul ăla. Poate s-au făcut niște abuzuri. Poate s-au făcut niște chestii. Poate s-au făcut nu știu cum. Dar nu să dai mânoi în suporte să spui. Dom'le, nici nu ne interesează, cum a făcut-o Marius Lăcătuș. Nu mă interesează, dom'le, de suporterii lui FCSB. De bine, Marius Lăcătuș. Bă, tată, în 96, băi, suporterii ăștia să-ți iau, când tu să iei pe gard, băi, suporterii ăștia erau aproape de tine și te iubeau. În 96, suporterii ăștia au fost alături de tine. Suporterii ăștia te-au iubit, te iubesc încă în continuare, dar nu mai le e drag de tine. Te iubesc, dar nu mai le e drag. Și suporterii ăștia că... pe care nu-i știi tu și nu vrei să-i știi, sunt aia care s-au dus la Gigi Becali să nu te dea pe tine afară, că n-avea rezultate. Să te mai lase un pic. Da. Nu, eu am fost primul care eu, Gigi nu are cum să mă contrazică pe mine în viața lui. Când eu m-am dus înainte de, după meciul cu Ceahlău, și Tea Sponte poate să confirme, Tea Sponte poate să confirme, pentru că eu m-am dus direct peste Tea Sponte, da? La noi pe platou, în fața aici, a venit Tea Sponte și a zis, nu mă, în seara asta, dacă nu câștigă Steaua, vedeți că în seara asta, pa-pa, da, cu toți. Da? Și a vrut să-l dea pe Lăcătuși afară. N-aveți, bă, cum să-l dați afară în veci, în viața voastră. Lăcătuși trebuie să plece singur. Nu trebuie să-l dați voi afară. Da, da, hai să spun ceva. Eu am uitat asta. Eu am uitat. Am uitat-o. Știi de ce? De ce? Pentru că e tata, mi-a luat istoria. Da. Mi-a luat-o. Mi-a luat-o. Pe ce mai pot să spun eu acum? Că eu m-am dus la Gigi și i-am zis, Gigi, dacă îl dai pe Lăcătuși afară, e belea. A, stai mă, păi dar n-ai făcut asta. Tu n-ai făcut asta. N-ai cum să faci asta, că nu erai, tu nu erai în perioada aia la Steaua. N-ai fost. Și nici el n-a fost antrenor și președinte. Corect, mă, da, uite, mă, are dreptate, Lăcătuși, mă, corect. N-are cum. Nu s-a întâmplat ce zici tu. E o minciună. Cum poți să ștergi memoria suporterilor? Memoria suporterilor. Băi, eu când îi aud pe ăștia și îi văd, că mă uit, nu mai vreau să intru. De-aia, din cauza asta, nu mai fac pe TikTok. Nu mai fac live-uri și toate alea. M-am săturat de înjurături. Bine, nu că mă înjură pe mine, că la mine e mai greu să mă înjure. Mă înjură, plătește. M-am săturat de TikTok-ul ăla, în ce sens? M-am săturat că zi, intri pe TikTok, nu vezi decât înjurături, da, amenințări, nebunii și nu mai vreau. Da, amenințări de la unii de 12 ani care își dau un nickname Barosanu sau ceva de genul ăsta. Ei, știu și eu. Da. Sunt eu. Auzi, știi cum e vorba aia, face-to-face cu mine e mai greu. Da, corect. Știi că pe telefon nici ce vrei. Am făcut și eu într-o noapte de aici, în timp ce eram și pe YouTube, ne-am distrat, am făcut cu prietenii noștri și pe TikTok. Mamă, ce înjurături acolo, bă, băiatul, incredibil. N-ai, nu poți. Ăla e nivelul. Cineva vrea... Gabi, dacă cineva vrea să-mi transmită ceva sau vrea să vorbească cu mine, îmi scrie în privat, pe TikTok, pe ce vrea el, unde vrea el,
Da. Și unde vrea, mă duc. Că eu nu, nu e o problemă la mine. Dar să nu fie ca atât de da. Vreau să te întreb un lucru. Sunt puțin mai elegant și mă duc să știi. Am înțeles. Că nu poți să refuzi invitația, corect. Vreau să te... Da, invitația se respectă, corect. Vreau să te întreb, câte bilete... Mă duc și singur. Da. Corect, știu. Vreau să te întreb câte, ca să concluzionăm. Mai sunt 8 minute până la ora 1, vorbim de 2 ore, incredibil. Vreau să te întreb un lucru. Câte bilete s-au dat pentru meciul cu Rapid și câți spectatori crezi că vor veni la echipa asta care nu e Steaua și care n-a luat titlul de 8 ani? Crezi că vin mai mulți decât au fost azi din Ghencea la meciul cu Rapid? Păi stai puțin. Cum ai zis că ți-au fost azi în Ghencea? Da, dacă tu crezi că la meciul Steaua FCSB Rapid vor veni mai mulți oameni decât azi la Steaua în Ghencea. Fii atent. Eu am fost la treburile mele până la Bragadiru. Și îți dau cuvântul meu de onoare, îți spun pe cuvântul meu de onoare și nu te mint. Cât i-au fost ei astăzi în Ghencea, eu am la vopsit la ora asta, la Bragadiru. Îți spun pe bune. Băi, îți spun pe bune. Deci, reține, cât au fost ei azi în Ghencea, eu am luat vopsit la ora asta, am luat vopsit în Bragadiru. Dar ce, vopsit ce? Ca să notez la afacerile mele? Sau cum? Am de vopsit o curte. Am înțeles. Deci, gardul, deci câți au fost ei în Ghencea, ai tu la vopsit gardul unei curți în Bragadiru. Astăzi. Păi îți dau cuvântul meu, domnule. Da, foarte deci, tare. Deci, eu am la vopsit de la ora 10. Corect. Da. Nu, te cred. Îți dai seama, am notat. Nu doar am notat. Nici nu vreau să-mi imaginez nici nu știu ce titluri să dau la tot ce ai zis astăzi. Că e ceva de povesti nepoților ce ai zis astăzi. Eu îți dau, mâine dau imagini. De unde? De la Bragadiru? Nu, de la Bragadiru nu pot să dau. Dau imagini de la ei de acolo. Ca să nu mai... Să nu mai spună că ei da. Sunt Steaua. Băi, e clubul acolo, ei sau clubul mamă. Dar da. Ca echipă de fotbal, n-au cum să fie nebun niciodată în viața lor. Corect. Asta timp cât continuitatea este aici, e papa. Nu mă interesează pe mine ce spune instanța, pentru că instanța spune că mâine să răstoarnă pământul cu fundul sus. Da. Eu nu pot să... Și așadar, am reținut bine, 500 din București, încă 500, nu, pardon, 100 de mașini, 2 autocare, 500 solicitări din București și mai încă cel puțin 500 din țară pentru meciul de la Ploiești. Dar cu Rapid, deja ce informații ai pentru meciul cu Rapid din 5 noiembrie? Deci, până în momentul ăsta, îți spun eu, astăzi n-am vorbit la club. Am vorbit la club, 100% biletele. Acum două zile, erau peste 21.000 vândute. A dat drumul la Inelul 3, la tribuna a doua. Și ieri și nu, alaltele și ieri. Nu știu ce s-au vândut, pentru că n-am avut timp să vorbesc. Adică luni și marți. Da. Luni, marți, miercuri. N-am avut timp să vorbesc pentru că am avut și eu o problemă. Deci, acum 3 zile, deci deja de acum 3 zile erau 21.000 de bilete vândute și Inelul 3 se deschide sigur, se va umple. Asta e informația. Inelul 3 pare mi se că ieri sau ăla trebuie s-a deschis. Inelul 3. Păi dacă în dacă în 2-3 zile s-au vândut 21.000, bănuiesc că în următoarele 8 zile, câte mai sunt, va fi nebunie. Sunt bine de vânzare. De vreo săptămână sunt biletele în vânzare. Ah, 2 săptămâni.
Bun, incredibil. Dar eu n-am mai pomenit, zici că vine Messi, parcă suntem în America, la meciul lui Inter Miami, se vândă bilete înainte cu două meci. Eu toate biletele cred că se vor vinde până se joacă la Ploiești. Mai am o informație. Da. Așa, ca idee, să nu cumva să spună ăștia de la CSEA că ei au umplut stadionul acum cu Rapid. Că vreți să ceva? Vezi că au cumpărat ăștia de la Rapid bilete, dragi. A, la meciul de cupă, nu? La meciul CSEA Rapid în cupă. Aha. Păi, reține. Deci noi le dăm 2600 de bilete. Noi. Și ridicăm acolo sus. Și în afară de asta, ei își mai cumpără și online. Dar dacă cine își cumpără online la noi, s-a stabilit conducerea cu jandarmeria, cine cumpără online și cumpără în altă parte, nu intră. A, te referi la Steaua? Da, am înțeles acum. Da. Dar ei nu se pune problema. La ei cine cumpără, intră acolo. Nu e o problemă. Ai înțeles? Da. Și Rapidul, 100%, că vor fi peste 10.000. Spun 100%. Știu. Mulți, foarte mulți au cumpărat bilete. Foarte mulți au cumpărat bilete ca să-i umilească. Da, nu, dar încă o dată precizarea. Te referi la meciul de cupă din Ghencea CSEA cu Rapid. Să nu creadă lumea că vorbim de Steaua noastră cu Rapid. Nu. La meciul de cupă. La meciul de cupă, informațiile tale spun că vor fi cel puțin 10.000 de rapidiști în Cupa României, în Ghencea. 100%. Îți spun 100%. 100%. Pentru că eu mai am și eu niște prieteni de-ai mei pe acolo. Și mai spun și mie. Ai înțeles? Și ții bine că eu și cu Dinamo când au jucat ei, când era Dinamo Liga a doua, Dinamo a umplut stadionul, nu ei. Ei ce să umple? Uite, s-a văzut azi. Da. Ce să umple? Ei, probabil fi păstrat banii pentru meciul cu Rapid și vin toți acolo. Da. Da, ei, a fost o problemă totuși. S-a jucat joia când oamenii muncesc. Asta e. Mustață, ne oprim aici. Că am descris, deci eu nici nu mai fac pentru Horia mâine emisiunea cât mi-ai dat tu să scriu aici. Ce știri să mai caut eu cu ale mele? Deci acum apuc de scris și cred că mâine când te trezești aceste declarații vor fi pe site-uri. Ia de scrie pentru că e de scris. Chiar că e de scris. Ce ai zis azi s-a întâmplat rar în emisiunea asta să se spună atâtea. Și îți mulțumesc mult pentru că ai simțit nevoia și pe canalul de YouTube Templul Sportului să zici multe lucruri. Multe le vei spune și mai multe pe canalul tău de YouTube mâine la 12:15, toți cu ochii pe tine. Și îți mulțumesc mult pentru toată intervenția din această seară. Mulțumesc și eu la fel și vă aștept mâine cu niște lucruri mai importante decât le-am dat aici. La tine, am dat și la tine, că nu știam să te lasă așa. Mulțumesc. Suntem echipă, împreună mai puternici, se spune. Să nu uiți să-i faci propunere lui Valiți. Da. Bine, îți mulțumesc mult, Mustață. Că tu și Lupițurcă și toate fostele glorii, dacă am curaj mâine la ce le propun eu, da. Se vrea. Dacă nu, să o lăsăm așa. Încheiem această intervenție cu o glumă pe care a trimis-o Andrei Cosmin. Zice așa: cei de la CSEA, când au fost să salute fanii la final, i-au strigat pe nume. Cine? Pe cine? Adică au fost atât de puțini încât jucătorii, când s-au dus spre peluză să-i salute pe suporteri, i-a strigat pe fiecare pe nume. Da, e bună asta. Da. 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 Nu știu dacă e adevărat, dar așa scrie Cosmin, că i-a strigat pe nume pe fiecare din peluză. Mulțumesc mult, Mustață. Mulțumesc tare mult. Ne auzim mâine. Nu mai bine. Noapte plăcută. A fost liderul. Gheorghe Mustață, senzațional, deci senzațional. Din respect pentru toți cei care sunteți aici, încă o dată link-ul, mai stăm un sfert de oră pentru ca voi toți să vă spuneți părerea. Mi-a stricat noaptea, deci noapte albă, tată. Am băut o cafea, să știți că aici e cafea, nu e whisky.
Alex Eli, ești aici cu noi de ceva timp, adică de 2 ore și 4 minute și îți mulțumesc că ai reușit să reziști până acum. Întrebare, concluzie, cum ți s-a părut discursul, intervenția, mesajul lui Gheorghe Mustață în această seară? Mi s-a părut senzațional. Uite, și Dan Bădăluță, vecinul meu, a urmărit emisiunea, el fiind rapidist. Deci fii atent, el fiind rapidist, Dan Bădăluță. Te ascult. Nu te auzi. Nu te aud deloc. O fi de la mine, o fi de la tine, o fi de la armată. La mine. Ok. Dă-mi un minut, stai să schimb eu porturile. Da? Între timp, Răzvan, te rog, Răzvan Corbu, să-ți arăți fața. Stai! Arată-ți fața! Nu, din nou. Încă o dată. Răzvan, asta s-a mai întâmplat. Fă ceva naș... Tu ești, da? Gata. Ok, gata. Așa, gata. Mamă, ce emisiune o să avem până ea. A intrat George din America. George! Mă ține până la 4 dimineața, îți dai seama ce va fi aici. Băi, oamenii, eu muncesc, voi stați, vă distrați, și noi, vrăjeală, dar eu muncesc. Și eu am muncit azi, păi și... Tu ai muncit, dar eu încep să muncesc. Corect. Păi mâine la Cristi Coste, pe Fanatic, ce fac, frate, că am descris. Bun, salutăm și pe George din America. La mine e zi. La el e zi, la el muncește. Eu mai am trei ori. Gata, am ieșit de la muncă, vă ascultam. Da, stai să dau de țânțare, de asta, de muște. Bun, o luăm pe rând. Alex Eli, Răzvan Corbu și George, discursul lui Mustață de azi, propunerile, părerile și tot ceea ce simțiți să ziceți fiecare pe rând. Apoi, ce voiam să și zic, am spus și prin chat pe acolo, îi mulțumesc lui Gigi că are, nu știu cum să zic, este vocea noastră. De fiecare dată spune exact ceea ce gândim noi, știe exact unde suntem și pot să spun că au fost niște declarații foarte interesante în seara asta. Și sunt sigur că această prostie, această nebunie va fi... încheiată cu un succes din partea stelei noastre. Apropo, în emisiunea de acum două nopți, că deja noi facem nocturne, frate, noi facem emisiuni noaptea, ca pe vremuri, erau emisiuni nocturne la TV, la televizor, ia uite, fii atent aici ce scrie. Talk show cu Gabi Safta și mai una aici, ia uite, noapte de fotbal, templul sportului, cam asta facem noi aici, suntem somnambuli. Bun, vreau să spun că două ore și jumătate a vorbit acum două nopți Adrian Mititelu. Ei bine, da. În format A4 cu cord de litere 22, font 22, cei care știu se pricep, 29 de pagini am scris din declarațiile de mine. Stăteam cu căștile, scriam, parcă n-am dactilograf de ăla sau cum se numesc aia, grefierul de la tribunal. Așa, 28 și jumătate pagini. După ce am corectat, am rămas cu 16 pagini A4 din ce a zis Adrian Mititelu. Ceea ce s-a întâmplat astăzi se duce cam în zona aia la ce a zis Gheorghe Mustață. Iar în timp ce ascultăm și pe ceilalți prieteni ai noștri, eu o să deschid aici folderul, așa se numește, folderul din Word, în care Adrian Mititelu, vreau mai întâi să spun ce a zis Mititelu pentru cei care ne-au urmărit. Telegrafic, nu toate 16 pagini, doar două vorbe. Adrian Mititelu a comentat toată această situație și a zis la noi aici în direct: nu-i poate lua nimeni continuitatea echipei FCSB. Judecătorii practic s-au conformat concluziilor definitive ale înaltei curți de casație și justiție, care a trasat o linie. Tot ce s-a bătut asupra cluburilor prin această decizie are legătură cu dezafilierea Craiovei. În fine, ne ducem la noi. Zice așa: continuitatea nu i-o poate lua cineva FCSB-ului. FCSB e steaua, a zis Adrian Mititelu aici. Este o sentință judecătorească fără valoare în afara cadrului FRF. Federația e singura entitate care putea rezolva această problemă. Cum dai această decizie fără să consulți Federația? S-a dus în derizoriu tot ce înseamnă palmaresul. Federația știe că FCSB e aceeași echipă cu alt nume. Acum instanța spune că orice persoană juridică și care a activat în fotbal are propriul palmares. CSA nici nu putea să solicite ceva de până în 69, dacă ne gândim la criteriul de persoană distinctă.
CSA nici dacă luptă la titlu, tot nu poate păcăli lumea. E subiect numai pentru presă. Dacă FCSB câștigă campionatul, decizia devine o caterincă. În locul lui Gigi i-aș ajuta să-și facă echipă, să pună glorile să conducă pe Talpan președinte, să aștepte apoi să curgă lapte și miere, să aibă fiecare câte o funcție, să vadă și cât de greu e să facă o echipă mare. Armata are o bombă în brațe, un litigiu care nu interesează deloc pe nimeni. Nici atât pe federație. Din ură față de Becali au făcut un mare rău Stelei. Talpan crede că lumea îl iubește. Când dă declarație zice că e voievod. E convins că luptă cu un om rău și că face bine poporului, dar nu realizează că a făcut un rău imens unui club mare de fotbal. A rupt 2000 de oameni de clubul lor iubit. FCSB e acum un atât de mare brand încât nu văd de ce ar mai vrea să redevină Steaua. Gigi Becali a readus suporterii alături de echipă prin modul lui de a vorbi și de a se comporta. Ca să nu mai vorbim acum ca și spălatul de asocierea cu trecutul din vremea comuniștilor. Este un alt Zapelea din Pipera. Cam așa a vorbit despre noi Adrian Mititelu, iar voi, mulți dintre voi care sunteți acum, l-ați auzit. Și trecem la părerile celorlalți. Răzvan Corbu, cum ți s-a părut emisiunea de azi cu Gheorghe Mustață? Că ce pot să spun? Gigi tot timpul când spune lucrurilor pe nume, e un adevărat lider, chiar ne inspiră, pot să spun. Eu îl respect foarte mult pe Gigi. În primul rând, abia aștept mâine să văd ce spune. Chiar sunt foarte curios să văd ce are mâine de spus. Mai ales propunerea care o să-i o facă lui Gabi Balint. Da. Nu o să le comentăm foarte pe larg, pentru că mâine seară o să facem iar emisiune și după ce le structurez o să vă întreb pe fiecare, dar dacă cineva simte nevoia să zică ceva din ce a declarat azi Gheorghe Mustață, spre exemplu, să nu mai jucăm niciun meci în Ghencea, îi va spune lui Gigi treaba asta, că le dăm bani. Eu chiar mă gândeam la chestia asta imediat după ce am jucat cele 3 meciuri, că noi le băgăm bani în buzunar, ei prin chestia asta trăiesc. De ce să trăiesc pe spatele meu când tu în 3 ani de zile, sau de când e stadionul gata, aproximativ 3 ani, n-ai făcut un leu, una de un leu n-ai făcut, era o vorbă românească. Am venit, eu ți-am băgat 120.000 de euro în buzunar în 3 meciuri, sau cât ți-am băgat, 140-120, nu știu exact, și să vin eu să te țin cu banii mei, să mai trăiești în continuare. Nu, tată, lasă te chinui. Să vin cu ăștia 20 de suporteri care i-ai, să te chinui, să văd cum reziști. Că la un moment dat o să vină cineva și la ministerul ăla, bă, dar eu ce fac? Arunc banii. Îi zic populației să nu mai consume atâta, interzic cheltuielile de artificii pentru revelioane și nebunii, să fac sărbători doar la sfârșit de an și tu mi-arunci banii la fotbal pe 20 de suporteri care i-am în tribună? Corect. Doar tu te auzi cu eco, mulțumim, zice cineva de mine. Să știți că nu e de la mine. Nu, e de la Răzvan. La mine? Da, da, cred. Da, ia stai să-l oprim o secundă. L-am oprit eu, se mai aude cu eco? Ia să vedem. Uite, nu se mai aude cu eco. Nu, nu se da, mai aude. De la Răzvan era. Răzvan nu mai are voie să intre timp de o săptămână, clar. George, te salut, George. Ce părere ai despre toată emisiunea din această seară, declarații și așa mai departe? Salutare toată lumea, în primul rând. Și da, stați în zis-o cum trebuie să fie. Pentru ce să mai jucăm în Ghencea? Și chiar îl ascultam și mă gândeam așa. Iartă-mă o secundă. Cât a vorbit Gheorghe Mustață, nu mi-am permis să spun asta, doar dădeam mesaje. Vă rog să dați like. Sunt 216 oameni, așa dintre care 173 pot da like, restul 43 sunt pe Facebook. Vă rog mult, cei 173 în clipa asta, dați like. Și puteți să susțineți jurnalismul sportiv apăsând butonul dolar pentru a trimite susținerea pentru acest canal de YouTube, Spaima Talpaniștilor. Mâine, atenție, dacă aude cine trebuie, mâine voi merge în oraș. Eu merg rar în oraș, sunt un țăran, vorba lui Mustață. Mâine mă duc să iau și bannerul făcut de prietenii mei, bannerul cu canalul de YouTube Templul Sportului Spaima Talpaniștilor, și fiecare emisiune va fi cu acel banner în spate, da? Deci mâine voi intra în posesia lui. Da, vă rog,
Așadar, apăsați butonul dolar în ciuda dușmanilor, trimiteți donații către acest canal de YouTube care vă iubește, dați like, distribuiți pe paginile de Facebook cei 45 să vadă cât mai multă lume această emisiune care deja a ajuns la vreo 2000 de vizualizări. George, te-am întrerupt și îmi cer scuze. Te ascultăm. Nici o problemă, Gabi. Trebuia să o zici că... Da, revin. E corect ce zice Mustață. Ce ne trebuie nouă, Ghencea? Dacă noi avem 11, aproape 12.000 de oameni cu voluntari, da, suntem bine și pe arena națională. Și dacă nu, la Târgoviște, el a spus corect la Târgoviște, că la Târgoviște, dacă nu mă greșesc, e stadion nou construit acum. Uh-huh. Ei au retrogradat în anul când s-a finisat stadionul, nu? Jucăm pe stadion nou la Târgoviște, la vară, când o să fie acolo, două, trei meciuri. Ce mai contează? Și nu, din altă parte mă gândeam, când vorbea Mustață de TikTok și de înjurături, poate e mai bine așa, poate nu mai intră hăbăuce aia, nu mai înjură peste tot și ne căutăm noi de treaba noastră și de treaba lor. Dar TikTok-ul este, sunt numai copii și sunt numai... Copii, mai sunt și din ăștia care sunt paraziția societății, știi? Care sunt copii care nu realizează prostia, și mai sunt și aia care nu știu să treacă strada. Se comportă ca și un copil, pur și simplu. Deci sunt, eu, spre exemplu, eu nu am TikTok, nu, nici copiii mei nu au voie să aibă așa ceva. Pentru simplu fapt că acolo nu, e cea mai mare, nici nu vreau să vorbesc prost sau să vă zic cuvinte urâte, dar nu este acceptabil, cel puțin pentru ce, dacă vrei să transmiți ceva, dacă vrei să fii serios, nu este platforma. Acolo dansezi, acolo te prostești, acolo faci orice altceva. Vrei să vorbești tata adevărat, vino aici pe YouTube, vino frumos, toată lumea se ajunge pe Mapamond, peste tot și așa mai departe, știi? De asta le spun tuturor, dați frate un share că nu e nimica. Așa prietenul prietenului tot va ști și prietenul prietenului va ști și așa mai departe și ajungem și noi să le știe. Băieții de prin Italia, de prin Franța, de prin Anglia, că avem stelici peste toți. Dar sunt sigur că mulți nu știu de canalul ăsta, chiar nu știu. Da, sunt sigur de chestia asta. Aici e vina voastră că nu-l... Asta încerc să spun, dar asta le zic mereu. Probabil că ăștia cred că mă plătești, Gabi, sau ceva. Nu, frate, nu mă plătește nimeni. Doar că vreau ca adevărul să iasă la suprafață. Să arătăm că, cum a fost odată vocea poporului, contează mai mult decât vocea unui judecător sau unui nu știu cui. Pentru că noi suntem majoritatea, noi îi conducem. Da. Eu aici chiar la asta doream să ajung. Eu chiar la asta doream să ajung, că noi demonstrăm că noi suntem steaua, noi suntem continuatorii acelei echipe legendare. Atât. Nu mai contează că ce zice un judecător sau altul, că am mai vorbit despre lucrurile astea și nu contează. Serios, chiar nu contează. Corect. Toți știm, noi ne știm locul, noi ne știm pe cine susținem și atât. Încă ceva pentru, o să-mi permit să-i zic bou ăla care a zis că la Steaua sunt numai țărani. Un proverb care cred că e actual și în ziua de azi și a fost când am crescut eu și l-am învățat la școală. Veșnicia s-a născut la sat. Băieți, la sat. Da, nu. Astea sunt răutăți. Astea sunt răutăți și le-au improvizionat. Le-au împrumutat de la rivalii noștri, care știi și tu că Rapidul, Dinamo și așa mai departe, Oierii, țăranii, că la voi vin toți țăranii la meci, că vin de afară, că vin din provincie, că toți suporterii din București nu țin cu Steaua. Bă, frate, eu m-am născut și am crescut în București și cunosc mulți ca mine, chiar foarte mulți ca mine. Dar nici nu cred că trebuie să băgăm în seamă un asemenea... Da, asta încerc să zic. Sunt niște răutăți aruncate acolo, că hai să-i atacăm, hai să facem nu știu cum, hai să facem nu știu ce. Dar eu n-am văzut sincer vreun comunicat oficial din partea Peluzei Nord sau a Stelei împotriva, nu știu, CSA-ului sau Peluzei Sud. Pe noi nu ne interesează, frate, de voi, sunteți prea mici. Chiar prea mici. Da. Asta e. Dar e păcat. E păcat că la un moment dat îți dai seama că se va ajunge la un adevăr. Am înțeles că acum se va ajunge la înaltă curte de casație, dar am înțeles că de acolo s-au mai întors procese, s-au întors înapoi să fie rejudecate la alte instanțe, ceea ce e și mai dubios.
Dar încă încerc să-mi, nu știu cum să zic în română, dar în engleză zice wrap my head around it. Încerc să înțeleg toată această situație, cum poți tu să te duci într-un tribunal civil, să dai în judecată o entitate, o firmă, o, cum vrei tu să o numești și așa mai departe, având în vedere că UEFA nici măcar nu ia asta în considerare în procesele civile. Nici măcar nu se uită spre noi sau așa mai departe. Sunt foarte curios ce se va întâmpla acum cu banii împrumutați de Talpan, că am înțeles că s-a dus să le dea milionul de la UEFA. Că iau da, asta, domne, eu mi-asum asta. Oameni buni, pe domnul Florin Talpan trebuie să luăm ca atare. Omul are niște probleme. Probleme, Doamne ferește. Adică nu poți să spui tu de, domne, nu mi-au dat, nu mi-au făcut. Bă, băiatule, păi tu ești angajatul nostru, mă. Tu ești angajatul nostru în sensul că tu ești angajatul armatei, ministerului armatei, care ești plătit de mine și de Alex și de George. Tu ești plătit, tu ai luat salariu, tu ți-ai făcut treaba. Ai câștigat după părerea ta procesul, dar bine, n-ai câștigat nimic. Bă, frate, dar ce pretenții să ai, mă, să facă general, că tu îți faci meseria. Păi eu, uite, dacă îmi fac meseria, ce îmi dă cineva o primă? Nu, îmi fac meseria că îmi fac eu meseria. Exact, tu ți-ai făcut meseria, ai obținut ce ți-ai dorit tu, ai distrus clubul, în părerea mea, dar tu zici că ai câștigat. Ce primă să-ți dea? Ce grad de general? Păi tu ai iei salariatul nostru și ai muncit în slujba armatei. Corect. Auzi că nu mi-a dat, că nu mi-a plătit, că du-te bă băiatule, că locul tău e acolo, de cred eu. Păi? Și este foarte trist, Gabi, este foarte trist că se permit lucrurile astea. Nu înțeleg cum nu se autosesizează federația, UEFA, orice cine, bă, nene, bă. Bă, cum le permite să meargă din procese în procese și să meargă... Acum vorbeam în glumă cu unul din prietenii mei rapidiști aseară, a venit pe la mine, mă rog, și vorbeam, bă, nene, te gândești că ăsta se duce la UEFA? Tu îți dai seama cum vorbește ăsta acolo la UEFA cu toți aia? Dacă îl făcea și eu cu două femei la noi acolo, două judecătoare. Că bă, că face, că drege, că n-are, că nu știu cum, până când și femeile la un moment dat le-a zis: domnule Florin Talpan, vă rog frumos, hai să menținem respectul și așa mai departe, dacă nu va trebui să vă eliberăm din sală. Da. Păi la UEFA nici nu stăm la discuție. Vă jur că nici nu stăm la discuție. Ce mi-a spus, mă, nebunul ăsta aici? Luați-l, bă, nene, de aici, mă. Avem altele pe cap. Da, am auzit. Ideea este... Gheorghe Mustață nu a răspuns, o fac eu. Jean Pavel a spus niște prostii colosale. N-am nu înțeleg, Gabi, de ce. Nici eu nu le înțeleg zice de așa, ce. Păcat. Eu citesc declarația lui și răspund la fiecare în parte. Zice așa. Avem hârtie de la UEFA, sunt echipe din Europa, departamentale, care joacă în cupe europene. Rusia, de exemplu, înainte de război cu Ucraina. 1. UEFA nu interzice Stelei, club departamental, să joace în cupele europene. Nu. Dacă l-a păcălit cineva pe Jean Pavel și l-a pus să se facă de râs, e treaba lor. UEFA nu le interzice celor de la CSA să joace în cupele europene dacă vor lua Cupa României. Însă, legea din România le interzice la modul cum sunt ei organizați să joace în Liga 1. Legea, nu UEFA. Corect. Da? Deci de câte ori trebuie să spunem asta, de câte ori să bați, nu, ca să priceapă iapă. Deci de câte ori să vă spunem noi vouă că UEFA vă dă voie să jucați în cupe europene dacă luați Cupa României. Dar în Liga Profesionistă de Fotbal, legea nu vă dă voie pentru că nu puteți să vă organizați, nu acum, nici peste 1000 de ani. Nu o să vă organizați, nici dacă spune Ilie Dumitrescu niște absurdități să păcălească lumea că știe el un investitor să cumpere tot clubul. Bă, băiatule, oamenii ăștia sunt tralala, oamenii ăștia sunt pe altă stradă, sunt trăiesc în lumi paralele, oameni buni. Deci nu mai credeți prostiile astea, vă păcălesc în față, vă râd în față. Sunt niște prostii spuse de Jean Pavel acolo, probabil necunoștit, l-o fi păcălit cineva, și Ilie Dumitrescu, auzi, vine cineva să cumpere clubul sportiv, Steaua, vă dați seama, Scrima, basketul, handball, rugby. Da. Clubul Steaua e ca un abțibil din ăla, știi, când te duci la aeroport asta și ai o amintire. În fiecare an e cumpărat de câteva 4, 5, 10, 20, tot vine Dumitrescu, vine Ugăraru, vine nu știu cine, vine Miu, vine... Toți aduc investitori și tot noi plătim pentru echipa aia. Da.
Toți aduc investitori și tot noi plătim. Dar chiar eu sper să ia Pițurcă să vină cu investitori. Că unde a fost Pițurcă, s-a ales praful. Și mai e un lucru. O altă prostie spusă, aici nu vreau să-l jinez pe Jean, că nici eu, vă dați seama, suntem prieteni de o viață, am copilărit împreună, da? Cum se spune, ne jucam cu aia în țărână. Dar ideea următoare, zice așa, consider că trebuie să fie retrogradată urgent în Liga 5 și Steaua repusă în dreptul unui primar. Măi, Jeane, nu știu mă unde ai fost, ce s-a întâmplat, ce vrei să faci cu aceste declarații, nu știu, că nu pricep. A făcut solicitare oficială domnul consilier viitor general Florin Talpan ca echipa CSA-ului după ce s-a înființat, corect, după ce a apărut prima dată în viața ei în 2017, exact, să fie repusă în drepturi, adică în Liga 1, și Steaua noastră să fie retrogradată în Liga 5. Auzi, nici măcar a 4-a unde au fost ei. S-a respins solicitarea. Și nu numai că s-a respins. Oameni din armată, general, conducător, comandantul clubului, i-a spus lui Virgil Boglea că nu poate face așa ceva, că nu-l ajută niciun document, pentru că în acea trecere de la Clubul Sportiv al Armatei la AFC, ulterior la Becali, există documente. Nu are cum să-ți solicite nicăieri în lume așa ceva. Dar a făcut-o Talpan și a făcut-o degeaba. A doua prostie. Cât de câte ori să vin eu aici în fața voastră să vă zic că-s numai prostii spuse acolo la CSA. Numai prostii. Terminați odată să mai citiți asemenea lucruri. Vă rog frumos. Oamenii ăștia sunt disperați. Au câștigat nimic. Nimic. Cum aș face eu frecție la un picior de uite. Îmi iau tubul ăsta de spray de țânțari și fac frecție să-i treacă lui durerea de cap. Cum e posibil așa ceva? Nu bagă nimeni în seamă. Federația n-a băgat în seamă acest proces. Nu este executorie. Vorba lui Mitel. Au o bombă în mână care nu va promova în viața ei că nu au cum legal să se organizeze. Nu vor juca în cupele europene decât dacă vor lua cupa. Și se pare că nu o vor lua niciodată, că e de la Dumnezeu. Înțelegi? Și așa mai departe, încetați să mai băgați în seamă tot ceea ce au zis de la Victor Pițurcă, Marius Lăcătuș, din nefericire trebuie să zic și Gabi Balint, de la Tudor Stoica, de la Iulian Miu, de la George Ogăraru, de la Ilie Dumitrescu, de la Jean Pavel, de la Horia Inache. Oamenii ăștia sunt disperați că au dat din lac în puț, au fugit de la Gigi Ciobanu și au dat de Talpan păcălitorul, îmi cer scuze, n-am vrut. Care au păcălit că se organizează, că vin investitori, că nu vine nici dracul să dea niște bani și să-i piardă unui club departamental. Nu vine nimeni și nu o să promoveze și nici nu vor, dar îi păcălesc pe oameni, banii și toți sunt păcăliți de o mână, o gașcă de oameni care papă banii noștri și trăiesc foarte bine. A trebuit verificat ce vile, ce mașini, ce conturi au. Nu știu dacă au, dar ar trebui verificați dacă au așa ceva oamenii aia, care controlează Clubul Sportiv al Armatei pe banii noștri. Care joacă în tribună cu 17 oameni. Sunt sigur că au, Gabi. Cum? Ai câștigat palmaresul? Păi trebuia să dărâm în stadionul astăzi, mă. Oameni, am câștigat. Nu ai câștigat, mă, nimic. Deci n-au câștigat absolut nimic. Toată lumea știe, continuitatea e la noi. Palmaresul înseamnă rezultate sportive. Că vor ei să păcălească lumea, să păcălească pe cine vor ei. Milioane de steliști, uitați, vor umple stadionul la meciul cu Rapid înainte să se joace meciul cu Petrolul. Vă dați seama? S-a mai întâmplat asta vreodată în România? Niciodată. Ce? Asta este ceea suntem ce noi mai mulți pe live, pe la două noapte, decât ei la stadion. Așa că ce să mai... Da. Păi azi au 230 ceva. Da. Acum sunt 214 oameni la ora 1:30 noapte. Erau 150 la 3 dimineața când vorbea Mititelu aici. Despre ce vorbim? Ăștia suntem noi. Așa. Mi-a zis astăzi Virgil Boglea, mâine probabil Virgil Boglea va intra în direct. Am zis, a fost plecat Timișoara, Brașov, cauze. Omul își face datoria. Are treabă și el, păi da. Exact. De-aia n-a intrat, că ziceau ăștia că n-a mai intrat Boglea. O să intre mâine. Sau o să trimit un comunicat pe care voi citi eu. Mi-l va da mie în premieră. Am stat cu el de vorbă. O să auziți ce spune Virgil mâine, probabil, da? Deci încetați cu chestiile astea că a fugit Virgil. N-a fugit nicăieri.
Virgil din timpul lui, cu munca lui, gratis, voluntar, 4 ani de zile a luptat pentru ca voi să aflați toate lucrurile astea. Așa e. Exact. Da. Că a câștigat, n-a câștigat, dar a luptat și a scos multe lucruri în evidență și multe adevăruri. Auzi, Gabi? Adevăr, minute, 4 minute până la 1:30, că am descris, o să mai vorbim și mâine, 4 minute amândoi, corect, fiecare o părere și Răzvan, corect, dacă vrea să revină să arate fața și să zică și el, deci 4 minute toți trei, dacă e. Gata. Ce vreau să zic, am văzut că l-am văzut pe Dragomir, că îi spunea lui Becali să ia-l, domne, nu mai știu ce nume, un nume de avocat, ia-l pe ăla că câștigi sigur cu el. Înseamnă că știe ceva și Dragomir. Adică avocatul pe care îl recomandă cunoaște probabil foarte bine cazul. E de luat în considerare și asta. Și dacă Virgil poate vrea să ia legătura cu acea persoană, poate, de ce nu, știi? Adică avem 3 avocați acum, nu, dacă nu ne înșel, dacă nu mă înșel. Da, 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 3. Răzvan, deschide un pic camera și făm. Nu deschide, închide. Fă cu mâna stângă. Da, gata, ok. Nu că dădea senzația că e o captură de pe o altă imagine cu el. Imagine cu el. A, nu, gata. Dar iar se aude dublu. Eu, iar mie se aude nu-mi place tot timpul. Nu e nimic. Dacă te rindau acum. Nu, se aude dublu, Răzvan, din păcate. Iar? Ok, hai, da. Seara bună să vezi. Da. Da, îmi pare rău. Bun. Alex, dacă vrei să închei și pormă. Da, ce voiam să spun, că poate este ceva de luat în considerare. Acest avocat probabil cunoaște cazul mult mai bine și poate să vină cu chestii noi, cu lucruri noi, pentru că, având în vedere că mergem la înaltă curte de casație, acolo ar fi cam ultimul loc în care am putea merge pe proces civil, dacă nu mă înșel, nu? Acum nu știu dacă va fi executoresc de acolo sau nu. Nu cunosc nicio. Nu. Deci va fi pur și simplu așa. Am înțeles, da. În cazul acesta vom vedea cum se întoarce Talpan de la UEFA cu coada între picioare, că nu și-a primit milionul. Dar ce se caută la UEFA? Adică de vrea ce milionul, vrea milionul de la milion? Cupa Campionilor. La Cupa Campionilor. Du-te, bă, de aici, nu are ce să faci. Da, un milion de șuturi în fund. Da, asta s-a dus. O să iau un milion de șuturi în fund. De ce l-a primit Becali și nu l-a primit Steaua, mă rog, CSA-ul lui? Să nu zic Steaua lui, CSA-ul lui, de ce nu l-a primit și l-a primit FCSB-ul? Că de ce UEFA foarte bine că s-a dus. Bă, foarte bine. Eu mă bucur că s-a dus. Să vedem ce o să spună la întoarcere. Face fix, iartă-mă. Da. Ideea este că și Lăcătuși zicea, domnule, gata, că dacă tot e așa, că el a luat la foc, că nu a luat titlul din 99. Că, domnule, da, că dacă tot e așa și dacă tot e nu știu cum, că de ce nu dezafiliază sau ceva pe FCSB? De ce e încă acolo? De ce? Băi, Marius, că nu pot să zic domnul Lăcătuș, nu-ți mai zic, nu mai am cum, crede-mă. Ai ajuns deja la o brăznicie foarte mare, crasă la un moment dat. Ai fost reangajat de atâtea ori, ai primit bani peste bani și saci de bani, să zic așa, făcând absolut nimic, ca până și tu spui în emisiuni că ai fost acolo de formă. Dar să luai banii. Era bine să-ți bagi banii în buzunar, era frumos, știi cum îmi spun. Da. Și acum vii cu toate aberațiile astea și toate prostiile, eu atât spun. Peste probabil câțiva ani, când toată nebunia asta se va lămuri și UEFA va avea ultimul cuvânt, că acolo va fi. Că noi trăim după legile lor, adică facem fotbal după legile lor, la urma urmei. Scuze, sunt puțin răcit. Dar atunci, peste câțiva ani, vei spune și tu probabil în sinea ta, bă, nu trebuia să vorbesc ceea ce trebuia să vorbesc. Da. Atâta, ultima strigare, dați like, pentru că sunt 139 de like-uri, refuz 139, măcar 150 de like-uri am nevoie în acest moment. Iar acum fac apel la toți cei 41 de oameni care se uită pe Facebook la această emisiune să apese distribuire și să intre după emisiune sau chiar acum să intre pe YouTube, pe canalul de YouTube Templul Sportului. Ne pot vedea aici mereu, pot trimite mesaje. Oricând pot intra video în emisiune, numai dacă se abonează pe canalul de YouTube Templul Sportului, care și mâine va face emisiune și sâmbătă. Adică și mâine și poimine noi vom fi aici, pentru că trebuie să fim mai uniți ca niciodată. Și eu am simțit această apropiere mai mare după această nedreptate și decizie. Nici nu vreau să o comentez, că mi-a zis cineva că, bă, frate, bă, prostie, mă, decizia asta. Noi cei din fotbal știm, continuitatea înseamnă palmares. Palmaresul e unul singur, nu poate fi împărțit.
Ce au făcut acele doamne judecătoare trebuie tratat cu îngăduință, cu milă. Cu milă, da. Asta e. Da, exact. Nu, e necunoștință de cauză foarte mare și este și zice Tiberius că a arătat Tarfan actele de trecere la AFC că pentru că avea executare judecătorească să facă asta. Narcis Craioveanu scrie: salutare tuturor, eu am înțeles din toată povestea că Becali ar fi cumpărat steaua cu acte false, căci că ar fi fost păcălit. Ok, dar cine l-a păcălit? De ce nu e în pușcărie pentru excrocherie că i-au dat nimic și el a plătit? Și da. Nu, eu sunt conștient ceea ce și încă un lucru, cineva a zis că în Italia se promovează ideea că joacă Petrolul cu Steaua sâmbătă. Vreau să-l întreb în ce ziar, ca să-l caut și eu, să dau mâine în emisiune, îl rog. Dar l-am văzut aici pe live, am uitat cine era. Cineva Daniel imediat a zis că mi-a trimit pe Messenger, dar eu nu am primit pe Messenger nimic. Îl rog să dea pe Messengerul de la Gabi Safta Facebook, unde eu postez în fiecare zi. Acolo, dacă îmi dă mesaj, eu o să văd și mâine promit că dau chiar în emisiunea de la Fanatic modul cum prezintă italienii meciul de sâmbătă ora 20:30, respectiv Petrolul cu Steaua. Așa cum de fapt prezintă toți oamenii din Europa. Ei așa spun, că băiatul ăsta Ejuma a ajuns în Italia la Bari, la Sece Bari, de la Steaua. Așa au scris. Da. Ce neamă? Nici străinii nu mai pot fi păcăliți. Nu, George Bucuș că vrea să-mi trimită niște poze unde, vă repet, pe pagina de Facebook, chiar dacă sunteți prieteni sau numai urmăritori, pe pagina mea Gabi Safta de Facebook primesc de la voi orice doriți pe chat, pe Messenger, Gabi Safta poză cu Gică Hagi, dar cea în care eu postez în fiecare zi. Mi-a zis cineva că e o tonă de Facebook cu Gabi Safta, deci aceea e pagina mea, Gabi Safta cu Hagi în poză și unde postez zilnic. Tocmai asta e un detaliu important. Trimiteți-mi acolo tot ce vreți și vorbim oricând, dați-mi poze, că bănuiesc că sunt importante pentru emisiune. Mai schimbă invitații, că unii sunt aberații, că unii total. Bine, Mihai Tănase, nu-l băgați în seamă, știți de unde e, omul trebuie la balamu cu el. Mihai, te lăsăm, ne distrăm cu tine, ce să facem, ești și tu păpușa noastră. George, te ascultăm! Eu doream doar un lucru să zic, că nu contează ce vor decide instanțele și în alta curte și ce avocați, chiar nu ne interesează. Noi știm unde e Steaua, noi suntem Steaua și atât. La vară o să jucăm preliminarii de Champions League după ce luăm campionatul și poate la toamnă jucăm chiar Champions League, să vedeți. Și atunci vedem unde o să fie mai multă lume, în piața universității când o să sărbătorească Steaua titlul. Sau dacă ăștia ne fac, nu știu, încearcă să facă ce i-au făcut lui Mițelu și ies atâția oameni în stradă. Sau la protest, sau la bal, sau la spital. Eu simt că primăvara asta o să fie interesantă. Da. De ce la Balamuc? Acolo stau oamenii care scriu bazaconii în general. Și acolo sunt tratați și vor veni și vor scrie mai respectuos la adresa altor oameni care sunt alături de tine pe chat. Da? Acolo se tratează boala asta. Hatereala asta. Acolo, la Balamuc se tratează hatereala. Alex, îți mulțumesc. George, îți mulțumesc. Cu mare vă plăcere. Rog să dați like la chat. Ia să vedem câți au devenit câte like-uri între timp. 144, mai trebuie 6. Da? Încă 6, vă rog frumos. Încă 6 like-uri. Haideți mai să mai uită lumea like-uri. Și se mai uită lumea și mâine, zăsăm acum e și puțin târziu, mâine și vineri. Mai și lucrează, a început vacanța. A început vacanța. Copiii noștri au intrat azi în vacanță, ce frumos. Mâine ne vedem mai târziu. Să se ducă pe undeva, deci sunt cu mine. Da, să trăiască. Mulțumesc mult. Bine, ei se trezesc mai târziu, nu noi, că noi nici nu dormim. Când spunea tati, mâine mă trezesc și eu mai târziu. Da, te trezești și mă culc eu. Exact, tu trezește-te că eu poate prind și eu câteva ore acolo, o oră, două după masa. Da. La ora 10.30 vă rog să vă uitați pe fanatic.ro. La ora 10.30 fanatic.ro. Mâine Cristi Coste face emisiunea. Am și văzut invitații Cristi Coste, imediat să vi-i spun. Cristi Coste alături de Robert Tăniț, Alin Buzărin și incredibil, ce lapsus am
Gardoș, Florin Gardoș. Florin Gardoș, okay. Robert Niță și Alin Buzărin, emisiune prezentată de Cristi Coste, mâine, în mod excepțional, pentru că Horia, din ce am înțeles, e va vacanță. Merge la finala campionatului mondial de rugby de la Paris. Frumos. Da. Bun, haideți, vă rog, dați-mi pagina din Italia. Vă rog frumos, în ce ziar din Italia a fost promovat prezentat. Meciul, prezentat meciul dintre Petrolul Steaua? Eu cam bănuiesc Petrolul Steaua. Știți unde bănuiesc? Acum am intrat, că eu acum încep munca. Cred că în Gazeta dello Sport, și știți de ce în Gazeta dello Sport, de că au ei acolo chestiune cu pariuri, prezentări de propuneri de pariuri, și la rubrica aia mi se pare că acolo au făcut ei de multe ori asemenea. O să cobor acum pe pagina asta să văd la pariuri. Toți, auzi, vreți să spun, bă, toți prezintă, nu mai scap de casele de pariuri, de reclame cu pariuri. Și săracea jucătorii sunt pedepsiți că au jucat la pariuri. Păi dacă tu îi dai pariu în sus, pariu în jos, joacă-te la pariu, ce să. Păi. Exact. Și sunt jucători tineri. Bă, oricum, mi se pare normal, știi, să pariez pe mine că eu o să câștig. Atât ce pariez pe mine că o să pierd, e clar că am abilitatea de a pierde, dacă înțelegi ce vreau să spun. Dar, dacă mie mi se pare din punctul meu de vedere, băi, eu sunt atât de bun încât eu cred că o bat și pe Barcelona. Alegerea mea să mă duc să pun bani pe mine, nu știu, să am încredere în mine, știi? Nu, da, eu bun, înțeleg că nu e moral, să mai ales ce a făcut băiatul ăla de la Botoșani, a luat galben ca să câștige fata aia. Asta care a pus zic, 10.000 când de lei. Poți să controlezi ceva, e altceva. Nu, e dubios. Exact. Mamă, ce poză. Fain. Iar găsești fetițe? Vai, vreți să vă arăt ce poză dau mâine? Ia, ce fetițe, ia. Ultima emisiune, ultima știre. Ultima să vă arăt ce mi-a trimis, ce am primit eu astăzi. Uitați ce poză am primit eu astăzi de la această fată. Haideți să o vă arăt, da? Ia, stai. Și în privat te-ai pomenit. Da, nu, în privat am primit-o, fii atent. Aoleu! Asta e ultima știre de mâine. Da, da. Dacă o ghiciți. Bate și reflectorul tău. Fotbalista. Hai că se vede. Da, fotbalista o mare. Fotbalista. Cine o fi? Cine o fi? Numărul 7 în spate. Georgina, mă. Georgina. Ok. A? Ok. Da? Este Georgina? Fair enough. Cunosc pe paternul la posterior. Ia uzi. Eu cred că e cea mai reușită poză pe care a postat-o Georgina de când e cu Ronaldo, sincer. Aha. Nu, vorbesc serios. Uite, dacă a dat-o Gazeta de los Sport, bă, băiatule, la ora... Corect. 13:20, îți dai seama. Corect. Da. Uite, ce știre mi-am făcut. Mi-am făcut Damblaua, asta este Steaua. Top. Să pun aici știre. Da, spectacol. Oameni buni, sunteți chiar foarte buni. Hai să mergem, hai să închidem. Merge și noi la Năniță. Mai deschidem vreun subiect și nu mai dormi. Da, așa e. No, că dacă vreți puteți să vorbiți. Uite, facem așa. 173 de oameni, dacă voi doi n-aveți somn, poate aveți, nu știu, George n-are cum să aibă somn. Încă nu. Mamă, George, bă, era, băiatule, am pușcat ăla acolo. Mai era Ion Garniță care voia să intre, nu știu dacă mai e cu noi, acum... A fost un pic, tocmai am vrut să-i spun să facă niște lucruri care să mă convingă, era undeva în pat, liniștit, și mi-era frică să-l bag în direct, n-am mai apucat să-l întreb dacă poate face cu mâna, cu ochiul ceva, să dea din cap, ca să nu fie o captură, dacă Ion Găniță nu doarme să revină. Ioana, intră și rămânem noi trei, da, și mai discutăm, că deci, suntem civilizați. Alex, cu George și cu Ion Găniță și cu cine mai vrea, stați să dau link-ul, îi facem o nocturnă, eu îmi văd de treaba mea, lucrez. Noi da, putem lucrez, discuta de Steaua. Da. Da. O să și în timp ce lucrez, dar nu vă dau vouă știrile înainte. Nu, lasă că. Spre exemplu, vreau să abia aștept să văd ce a zis Răzvan Lucescu. Mamă, ce a făcut Răzvan Lucescu? Știți ce a făcut? Ce? Răzvan Lucescu. Haideți să vă zic eu. De cine mai haideți să vă spun ce a făcut Răzvan. A jucat la Aberdeen în Scoția. Aha. Da? În minutul 50, 1-0 pentru Aberdeen. Minutul 58, 2-0 pentru Aberdeen. Wow. Minutul 73, 2-1 de Spodov. În 84, Vierinia. Și 90 plus 6, 3-2 pentru PAOK. Wow. PAOK. De Spodov ăla e bulgar, care l-am văzut eu cu CSK, mi-a plăcut. Mă gândeam, poate îl ia cineva din România, dar l-a văzut bine Răzvan. Senzațional. Mi se pare că e cea mai bună. Are 9 puncte.
Are 3 meciuri, 3 victorii. A bătut-o pe Helsinki, pe care n-a bătut-o Hagi în deplasare cu 3-2. Astăzi a bătut cu 3-2 și a mai bătut 2-0 pe Eintracht Frankfurt. Are 9 puncte, e pe primul loc. Cei de pe locul 3-4 care nu se califică mai departe au un punct. Deci e la 8 puncte, mai are nevoie de o victorie acasă și merge. Ideea este că numai prima se califică în optimi de finală la Conference League. Da. Există un play-off pentru a merge mai departe dacă ești pe locul 2. Da. Senzațional ce a putut să facă Răzvan. La meciul, stați puțin, la meciul numărul 214 pe banca lui PAOK, când a făcut record. Cele mai multe meciuri ca antrenor la PAOK. Niciun alt antrenor n-a avut mai multe meciuri decât el la PAOK. Incredibil. Ți-am trimis pozele cu actele în privat. Ia să vedem dacă le-am primit. Da, eu o să... N-am primit nimic. N-am primit nimic. Vezi, Gabi, că ai mai avut problema asta cu Facebook-ul. Poate e ceva în opțiuni ca să permiți urmăritorilor să-ți trimite. Nu, să nu le ai pe spawn acolo, message request. Da. Uite, facem așa, George Burcuș, fii atent, dacă vrei să fii prietenul meu acum, așa, trimit o solicitare în clipa asta. Pentru că mi se pare că eu mai am cum să introduc. Câteva locuri. Mai am câteva locuri libere. Azi am scos 2. Chestiile alea cu Răzvan. Rapidiști, e? Nu scot rapidiști. Nici dinamoviști. Nu, eu iubesc toate echipele. Așa. Nu zic că eu țin cu toate echipele. Așa. Te rog, George Burcuș. Da? Înțelegi? George Burcuș, trimite acum solicitare să fii prietenul meu. Pentru că e posibil, George are dreptate, să nu cumva să primesc mesaje în privat numai de la cei care îmi sunt prieteni. Cine știe, abar n-am. Și mai rog pe Daniel, nu știu, în ce presă din Italia n-am găsit pe gazetă, o să mai caut, evident că am toată presa aici. Uite pe la Brescia, pe acolo sunt mulți români, nu? Ceva gazete de prin Brescia. Nu, a zis că Petrolul Steaua este prezentat în meciul acolo. Păi da, dar de asta și zic, unde sunt mulți români, poate acolo s-a prezentat, că e logic că o să promoveze un meci unde sunt mulți români care ar fi interesați. Nu, e promovat pe vreo chestie de asta de pariuri, simt eu. Și au prezentat meciul ca și cum ar fi Petrolul Steaua, dar m-aș bucura să dau mâine, să vadă lumea ce zic toți. Chiar și acum, după această mare victorie. Asta o să fac eu puțină investigație. Asta e așa. O să dai pe Google asta să fac, caut. Da, Google, ceva, mai stăm de vorbe, caută tu. Asta zic, probabil că găsesc eu undeva. Asta e puțin. Eu n-am timp să caut, că eu deschid alte site-uri acum. Pentru a găsi chiar da, știri nu, din lume. Da, nu, fă-ți treaba ta, că ai la acolo, la ăștia, la Fanatic. Deci, da. Patru știri le-am deja. Una e cu PAOK. A doua e cu românii din conference, a treia e cu românii din Arabia Saudită, prima e cu Israel-România la Budapesta, acolo se va juca meciul și încheiem cu Georgina. Deci nu e foarte, mai mult am cu mustață treabă. Da. Bun. Mai bine să promovezi ceva, adică să vorbești, dacă te înțelegi cu Corea, să vorbești și de Steaua, știi, un... 5 minute, 10 minute, știi, ceva știri despre noi sau... Nu mă bag. Că oricum nu ne dau voie ăștia, că... Tipul. A, asta e. Okay, oricum aici vedem. Suntem. Mă uitam la video, la live-ul de 2 zile în urmă, deja erau vreo 3.000 de vizualizări pe YouTube. Da? Da, mi se 3.000? Pare că erau vreo 3.000. Da. Aha. Nu știu, mai uite și tu odată, dar... putem să verificăm că nu. Da. Nici asta n-am timp. Da. Da, ce zicea ăsta, Jean Pavel, de cluburi din Rusia. Păi ei nu înțeleg, el nu înțelege cum e făcută la ei. Ei rușii sunt buni la asta, să facă totul legal, dar ilegal. Să legalizeze ce e ilegal. Păi ei folosesc, de exemplu, la CSKA, nu e Ministerul Apărării finanțator sau se bagă bani din Ministerul Apărării. E o companie națională
de armament, cum e Romar. De ce? Dacă vroiau ăștia de la Steaua să promoveze, devenea Romarm acționar majoritar, ca companie națională, dar nu departamentală. E la fel, mi se pare că e la fel ca și cu primăriile, nu? Și promovau. Își schimbau statutul și promovau. Păi nu? Da. Dacă vroiau ei de la CSA să promoveze, promovau. Eu sunt sigur de chestia asta. Ei nu vor, ei vor scandal, ei vor să sugă bani. Sunt câțiva acolo care sunt instalați, sunt bine și da, mănâncă din banii românilor. Că dacă se dorea o soluție, se găsea o soluție și ne puneau mai multe probleme. Dar așa, lasă-i să moară în prostia lor. Și cea mai mare problemă e că ăștia care îi susțin, sau sunt parte, sau chiar nu au doi neuroni. Dar George, nu înțelegi, deci stai că tu nu înțelegi de ce, nu știu de ce vorbești tu cu Rusia, despre Rusia, cu organizare. N-are nicio legătură. Tu n-auzi că UEFA nu interzice echipelor departamentale să participe în competiții. Nu interzice UEFA. Legea noastră nu interzice echipelor, dacă nu sunt organizate privat, să participe în Liga 1. Și din Liga 1 poți să ajungi acolo. E singura variantă. Tu n-auzi că dacă ei iau cupa, merg în Europa? De ce vorbești de Rusia? N-are nicio legătură Rusia, da, cum sunt ei organizați. Că ai aud pe mulți, domne, și în Rusia echipă, CSKA-ul, Dinamo, păi și Crvena Zvezda din Serbia tot e echipă departamentală, dar e ținută de o companie de stat. Da, dar și dacă era exact departamentală, repet, da, atât timp cât legea din Serbia nu le interzice dreptul să participe club departamental în liga lor profesionistă, ei pot merge în Europa. Asta exact nu înțelege... Omul fără minte de la CSA care declară așa ceva, care apare în presă, care... nu poți să te faci de râs decât dacă vrei să păcălești lumea. Exact. E clar. Dar pe cine să mai păcălească? Deja suntem într-o eră unde informația circulă. Oricum, mulți văd live-urile noastre. Da, sunt lungi, da, se vorbește mult, nu tot timpul despre asta, dar... ce lumea care vrea să înțeleagă se întreabă ce se întâmplă, vede ce zice Mustață, vede ce zice Gigi, ce zice Meme Stoică, ce zic foștii jucători. Că chiar să fim serioși, până la urma urmii, Chiricheș Gardoș înseamnă mai mult decât Stoica sau Cămătaru pentru generația de azi. Pentru că ei au crescut pe jucătorii ăștia. Noi ne-am bucurat văzându-i jucând pe jucătorii ăștia. Generația mai în vârstă deja au experiență de manipulare și au văzut la viața lor multe și știu unde este Steaua. Și uite așa s-a format 50%. Simplu. Da. Da, nu Gigi Becali, dacă Gigi nu băga bani și juca numai pentru locul 5 sau nu știu ce, nu mai avea Steaua atâția suporteri. Dar Steaua a fost puternic, tot timpul s-a bătut pentru campionat. Tot timpul. De asta și are mult suport. Normal, corect. Uite, îi mai dau, iertați-mă, să-i mai dau lui George Burcuș, nu știu, bănuiesc că nu are Facebook, că zice că nu știe cum să facă solicitarea, nu știu câți ani are, nu știu cine e George Burcuș, nu știu dacă... Da, zi, nu, continuă, scuză-mă. Voiam să zic, dacă nu se ne trimite unuia dintre noi o cerere de prietenie, să ne le trimite și să le trimiteam eu sau... Păi nu știe, zice că nu știe cum să fac această solicitare de a fi trimită. Deci, că nu are Facebook omul, nu are Facebook. Păi intră la Gabi pe pagină, direct la el pe pagină și ai acolo, adaugă prieten, lângă follow. Ai apăsat acolo, adaugă prieten și Gabi ți-a acceptat. Bine, nu știu câți ani are George, nu știu de unde este, nu știu ce urmărește, s-ar putea cine știe cine este, știi, în spatele unui nickname poate să fie oricine. Și eu am vrut să-mi dau Van Damme, da? Dar nu sunt Van Damme, înțelegi? Acum am terminat Fauda, mă uit la altul evreiesc, izraelian, tot cu un actor din Fauda. Cred că vor izraelienii să-l facă pe unul de-a lor care a jucat rolul lui Doron din filmul Fauda, să-l facă Van Damme, să-l facă George, să-l facă Stallone, să-l facă Arnold. E unul micuț așa chelios, îi bate pe toți.
George Burcuș s-a conectat, dar te rog, cu cameră, cu cameră. În fine, s-ar putea să fie tehnic și nu e vina lui, că și eu sunt la fel. Dacă nu m-a învățat cineva, nu știam să fac nici canalul de YouTube. Eu zic, da, uite, aici suntem. Totuși. Da? Zi. Dar nu, ziceam că totuși aici suntem, totuși, uite, cu puține impedimente și așa mai departe, am ajuns să avem și un canal pe YouTube. Steliștii da. Noștri. Corect, corect. Bun. Ne oprim. În seara asta ne oprim. George, fii atent, îți dau și un link. Îți dau un mail. Ai mail? Fă semn dacă ai mail. Da, bun. Îți dau un mail. gabisafta@yahoo.com. Bagă pozele acolo. Gata. Și mă aștept 3 minute. Pune pozele, dacă ai mail, distribuie pe gabisafta@yahoo.com. Le primesc. Și dacă e ceva foarte extraordinar nemaipomenit, eu le voi introduce pe emisiune. Că va fi noaptea asta, că va fi mâine, nu contează. Da? Eu n-am nicio problemă să zic în mailul meu, poate să înjure la greu. Dați în jurături câte vreți. Normal. Cine crezi că să se uită la toate mailurile? Da? George, trimite-le acum pozele. Trimite pozele acum și în cazul ăsta rezolvăm tot. E în regulă. Hai să ne oprim totuși, că ce știi cum e. Ce mult strică de multe ori. George, nu te supăra, așa dar este. Hai să ne oprim. Nu, așa este. Da, da. Mai vorbim și e deja ora 2 dimineața. Mi-am dus aici, nici nu am mâncat, sincer. Mi-am dus aici, nici n-am mâncat, nici n-am băut. Ia uzi. Da? Doar am făcut emisiune. Corect. E dimineață, e aproape dimineață la voi, așa că e și timpul, nu? Corect. Da, da. Bun, atunci okay. Mulțumim frumos pentru tot, Gabi, și ne vedem mâine, nu? Sigur, mâine seară, probabil cu Virgil Boglea. Sigur, cu mare drag. Mulțumesc, să aveți o noapte plăcută toți, mulțumesc, împreună mai puternici, Forța Steaua, mâine la ora 23 cu aproximație 95% voi face din nou emisiune, că voi fi cu Virgil, că nu voi fi. Eu știu că am o întâlnire mâine cu Virgil Boglea, mâine seară să bem un pahar de suc. Și dacă batem palma să facem și emisiune, o facem. Dacă nu, în mod negreșit, sâmbătă după meci, evident, suntem aici. Meciul la 20:30 la Ploiești, Petrolul cu Steaua. Imediat după meci, la 22:20 de minute, începem emisiunea de analiză făcută de voi, suporterii. Mulțumesc tuturor celor care v-ați conectat și ați fost, iată, 3 ore fără 3 minute aici. Mi-a zis Virgil Boglea că a fost la Buzău și zicea, la Brașov, zicea: băi, Gabi, 5 ore ai făcut o emisiune, 5 ore, m-am dus la Brașov, te-am ascultat, că n-am avut timp în noaptea, te-am ascultat și acum când mă întorc de la Brașov, tot te ascult și tot nu s-a terminat emisiunea. Foarte tare a fost, Virgil. Da. A fost și cu conținut emisiunea, asta e important, știi, 5 ore dacă cu conținut, nu a fost doar așa. Da, și Mustață și Mititelu, acum Mustață a făcut spectacol. Mă apuc să scriu. Ia uite ce aici. Uite cât am descris. Tare. Gata, hai că am treabă. Noapte bună. Să nu vă mai rețin. Am treabă, să nu vă mai rețin. Dați like. Haideți să ne dăm cam la 150. Ia să vedem. 154. Gata. Obiectiv realizat. 154 de like-uri în dușmania prietenilor. Să aveți o noapte plăcută, prieteni. Pe mâine seară la ora 23. Împreună mai puternici. Forța Steaua, generic și toate bune.